Doamnelor, domnilor, fanaticilor, bine ați revenit la Fanatic Superliga. Bună dimineața, suntem în prima zi a săptămânii și urmează zile extrem de tensionate, zile încinse, zile pline de emoție pentru Fanatic Superliga, dar bineînțeles, în primul rând, pentru fotbalul românesc și prima reprezentativă a României. Avem o emisiune lungă astăzi, apoi undeva în jur de ora 13 și 30 de minute urmează show-ul Profețiile lui Mitică. Eu unul la unul cu Dumitru Dragomir, așa cum v-am obișnuit în fiecare luni dimineață de la ora 13:30, dar până atunci aproximativ 3 ore de declarații, exclusivități, analize, marca Fanatic într-o emisiune care sunt convins vă va ține în fața monitoarelor cu sufletul la gură. Mulțumim în primul rând sponsorilor, Superbet, sponsorul principal al emisiunii, și Aqua Carpatica, sponsorul premium al Fanatic Superliga, încă de acum un an de când ne-am apucat de treabă, Fanaticul. Aqua Carpatica, care ne ajută să ne țină în mare formă. Astăzi am la flavor piersică și mango, da? Adică cam favoritele mele. Băieți, voi ce aveți? Piersică. Ah, toată lumea pe piersică și mango. Am înțeles, da, da, da. Jucăm Eu sunt pe șpriț. Da. Jucăm unitar, ca să zic așa, da. Bun, mulțumim, deci Superbet, mulțumim Aqua Carpatica și de-abia aștept să gust această Aqua cu flavor de piersică și mango. Repet, e favorita mea. A rupt, Valvi s-a rupt Aqua Carpatica cu aceste produse. Invitații, Vivi Răchită, salut Vivi, bine ai venit. Salut, că mulțumesc sponsorul, așteptam să-i mulțumesc și Kosovo. Mulțumim Kosovo. Da, mulțumim sponsorul, mulțumim Kosovo, da? Mulțumim Kosovo. Da, da, da. Salut Vivi, bine ai venit. Bine te-am găsit. Salut Andrei Vochini alături de noi. Salut. Iarăși mulțumim Andrei că ai venit, salut. Bine-ața. Și bineînțeles Cobra Ilie, salut Adi și bine ai venit. Toți trei analiști de forță aici la Fanatic Superliga. Vom avea foarte multe transmisii în direct, v-am zis, e o emisiune de 3 ore, mă și gândeam azi dimineață câte pot să gestionez. Mi-au venit o grămadă de discuții, de telefoane, sună-mă și pe mine în emisiune, că am și eu de spus. În general, lumea se plânge de arbitri, ca să spun așa, cam asta s-a întâmplat în această rundă. Foarte scurt, haideți să vedem clasamentul, mai e o singură partidă astăzi, nu? Meciul dintre Mircea Rednic și Dorinel Munteanu, o partidă interesantă între doi foști mari internaționali, un duel interesant, și cu asta se închide runda cu numărul 16 și să sperăm că ne bucurăm peste o săptămână de sau chiar mai repede de o calificare bine meritată la Euro 2024. Știți bine, Kosovo au dovedit că au caracter, kosovarii au învins cu scorul de 1-0 Israelul pe un teren bine, practic imposibil, ăsta este cuvântul, dar nici măcar nu mai contează. Ideea este că Israelul a pierdut 3 puncte împotriva lui Kosovo, nici măcar egal n-au reușit să facă. O partidă de luptă în care până la urmă cine s-a adaptat mai bine la condițiile improprii, la gazon în primul și în primul rând a câștigat. Suntem într-o poziție foarte bună în acest moment. România 16 puncte, Elveția 15, Israelul 11 puncte. Adevărat, Elveția și Israel un meci mai puțin, dar știți cum e, important este că noi suntem acolo pe primul loc și suntem la mâna noastră. Avem meci direct sâmbătă împotriva Israelului în Ungaria, până la urmă îi batem, cred că și la egal. O să vedem ce se întâmplă, bineînțeles, miercuri în Israel-Kosovo, dar dacă Israelul nu reușește să învingă Elveția, și mă îndoiesc, pentru că i-am văzut, nu prea stau în ghete cei din naționala Israelului, asta e viața, se vede că este război, se vede că nu s-au pregătit, știți cum e, nu suntem noi vinovați. E puțin așa, știți cum, oarecum așa, e puțin nedrept, da? Că naționala Israelului practic nu poate să joace în niște condiții normale, dar asta e, o să ne bucurăm de calificare fără doar și poate, o calificare pe care o așteptam de atâția ani. Deci Kosovo învinge ieri fără niciun fel de problemă, Kosovo învinge naționala Israelului, v-am zis, un meci de luptă, iar șansele noastre au crescut foarte, foarte mult. Hai să vedem și clasamentul din Superliga. Da? A fost clar etapa FCSB-ului, FCSB-ul 34 de puncte și a mărit puțin distanța față de rivale, CFR-ul doar egal cu Iașiul, 31 de puncte, Rapidul doar egal cu Sepsi, 30 de puncte, Universitatea Craiova mai urcă puțin, 26 de puncte, Hermannstadt 24, Petrolul lui Vivi Răchită 22, după 16 etape cam așa arată play-off-ul, iar jos de tot acolo Dinamo are probleme uriașe și totul sub prinzător la valoarea jucătorilor, da, mă rog, aici o să mai vedem, o să discutăm până la urmă cât e valoarea. FC-ul Craiova este pe loc de baraj, pe locul 14, da,
cu doar 15 puncte după ce a pierdut aseară cu 2-1 derbiul cu FCSB. Bun, Vivi, cum ți s-a părut partida de aseară? Hai să discutăm puțin despre meciul de ieri. Un meci care după primele 15 minute părea facil, părea, cum să spun, o promenadă a FCSB-șilor, a steliștilor. După aceea lucrurile s-au complicat după cartonașul roșu pe care l-a luat Crețu, un cartonaș roșu de altfel meritat una peste alta. Dar totuși senzația mea a fost că nu știu, niciun moment cu adevărat FCSB-ul n-a avut victorie în pericol, îl spun sincer. Asta a fost senzația mea. Nici după ce a marcat Blănuță, nu mi s-a părut că văd un forcing, că înțelegi ce spun, că văd așa o nebunie, o avalanșă de ocazie la poarta lui Târnovan. Că mi s-a părut unul dintre, sincer, unul dintre cele mai ușoare meciuri pe care le-a avut FCSB-ul, chiar și în 10. Senzația mea, și am spus-o la începutul campionatului, este că toată lumea anul ăsta vrea ca FCSB-ul să câștige campionatul, inclusiv adversarele FCSB-ului, din ce am văzut. Și urmăritoarele lor, pentru că atâta timp cât FCSB-ul s-a împiedicat, imediat celelalte echipe care erau în spatele lor s-au împiedicat și ele. Și spuneam după săptămâna trecută, după ce a câștigat Rapidul la FCSB și a ajuns foarte aproape de ei, că acum e mai greu pentru Rapid, trebuie să mențină ritmul. Și uite că n-au reușit să câștige la Sepsi, s-au pierdut 2 puncte. Din echipa pe care a prezentat-o FCSB-ul ieri, spuneam, vorbeam cu un prieten și spuneam, la meciul ăsta nu se pot da goluri decât din fase fixe. Pentru că joci cu Rada Slavescu, care nici nu prindea lotul de jucători la FCSB, titular, vârf de atac, ținând cont de cele 2 absențe de jucători under. Să uită Gigi la emisiune la noi, nu? Când spuneam de Alexandru că poate juca fundaș central și că, din punctul meu de vedere, Daua cu Ungezana nu pot face un cuplu de fundași centrali care să îți dea o liniște și o siguranță. Și mă gândeam aseară că FCSB-ul, după pauza pentru echipa națională, va face cel mai tare transfer din acest campionat, va reveni Chiricheș. Și asta spun că FCSB-ul, din punctul meu de vedere, chiar dacă nu are un joc consistent, are individualități care pot produce goluri. În venirea lui Chiricheș va fi mult mai liniște. Și eu zic că vor fi mult mai puternici. Mult mai niște, da. Pentru că dacă ne gândim, hai să ne gândim la începutul campionatului, când FCSB-ul a câștigat la rând 6-7 etape, era Chiricheș lângă Daua, da? Care în Ghezana nu era evident, pregătit. Evident, contează deci, mult, dar ți-am zis, senzația asta e că nimeni nu vrea să ia titlu și că toți vor să îi facă până la final cadou titlul FCSB-ului și lui Gigi, nu? Nu știu, mie așa mi se pare. Titlul se joacă deci, efectiv, toată lumea, mai înțeles, fuge de locul 1. Mai zici că este un loc blestemat, locul 1 la noi în Superliga, un loc al damnaților. Nu, domne, nu vrem tot, ci Rapidul și CFR-ul. Nu, nu, nu! Mai ales CFR-ul. Nu! Sunt nicio formă. Pentru că, încă o dată spun, Vivi, mie mi s-a părut cele mai simple meciuri pentru FCSB ieri, să știi. Mă așteptam să fie altă partidă, dar replică foarte palidă a lui FCU Craiova. Modest. Cum? Când ai linia aia de fundă FCU Craiova, nu poți să pretenzi să spui că bă, mă duc la un meci să câștig cu linia cine de fund. Cine ți-a plăcut cu ghilimele de rigoare din linia de fund? Da, toți, inclusiv portarul. Da? Inclusiv portarul, da. Deci Gureu apărea până acum la Slobozia, era un... Îl aveau pe Popa, care era în anticamera echipei naționale, un jucător tânăr. Nu înțeleg de ce apără Gureu. Acel gol la prima lovitură liberă și lovitura liberă, cum s-a făcut de bani în urmă. Și n-au jucat Achim, n-au jucat... Dar ați observat ceva? Că eu cred că o schimbare a fost făcută din... Vrea să intre Achim și din, cu Gibril. De unde? Din lojă. Din tribună? Nu s-a mai făcut acea schimbare. Erau cei doi jucători dezechipați să intre. Da. Și a intrat decât unul. De și Giovanni sau Giovano, cum Gibril, îl cheamă? Constantino. Giovanni, sau cum îl cheamă? Constantino. Constantino este, e și el un antrenor ascultător? Da, e cu minte. E ascultător? Da. Da. La fel, are jocul ăsta de scenă, la fel ca Haralambus pe marginea terenului, gesticulează, dar... A fost chemat din camera VAR. Așa ți s-a părut? Ascultător? Păi dacă ai doi jucători la marginea terenului dezechipați să faci schimbările și intră doar unul, ce înțelegi din asta? Că
Da? Că a venit un telefon. S-a văzut destul că sunt doi jucători. Și s-a spus, bă, ce faci, bă? Ce faci, mă, bă, dar unul trebuie să intre. Giovanni, pe ce, ți-ai luat viteză? Da, da. Don Giovanni, ți-ai luat viteză? Nu ești Don Giovanni, unde te crezi? Unde te crezi? Da, da, da. Ești tot italian ca Napoli, care uh-huh. era mult mai ascultător. Dar o să învețe și Costantino. Că, cum FCSB-ul, cum ți s-a părut vive așa una peste alta? Mă, se vede la FCSB că Olarul nu este în formă. Olarul, măi, nu l-am văzut pe Darius simulând atât de mult. A încercat și spuneau și comentatorii și la meciul echipei naționale. La meciul echipei naționale arbitrul nu i-a dat. Uh-huh. La meciurile din Superliga la noi, orice atingere e fault la Olarul și se tăvălește și se ridică și bă, nu e frumos, nu se vede bine, nu se vede. Florinel Coman, care știm că este jucătorul numărul 1 la ora. Mi-a plăcut Florinel, să știi. Da, chiar da, mi-a plăcut. Adică mi s-a părut că a făcut o partidă cu simț de răspundere. Și pentru echipă. Da, și pentru echipă. Știi că le discutam aici că după meciul cu Vom auzi, vezi? Oarecum și dacă par uneori așa mai deplasate, sunt bune și criticile presiunea asta lui Gigi. Să uită ei, să uită. Nu, e bună și presiunea lui Gigi, pentru că mie mi s-a părut un Florinel Coman în slujba echipei. Mi s-a părut un băiat modest, mi s-a părut un băiat care, cum să spun, a tras pentru echipă. Olarul, criticile pe care noi le-am dat aici. Da, da, l-au slăbit. El a ieșit frustrat. A ieșit și a spus, domnule, m-au criticat unii că... Bă, dar critica pe dreptate, pentru că ai lăsat... Da. Uite că tot vorbim de Florinel, hai să vedem declarațiile de aseară lui Florinel despre faimosul telefon al patronului, al lui Gigi Becali. Hai să vedem cum a explicat toată situația delicată, practic, în care a fost pus Florinel Coman, care s-ar fi plâns patronului că n-are cu cine pasa, n-are cu cine juca, practic, arătând un cartonaș galben colegilor de vestiar. Hai să vedem cum a explicat faimosul telefon sau, mă rog, controversatul telefon Florinel Coman din punctul lui de vedere. De anumiți colegi din vestiar, cum răspunzi la aceste acuzații care au apărut în presă la adresa la ta? La prima, eu i-am scris domnului Stoica luni, dacă nu mă înșel, m-am trezit după meci și mă simțeam foarte rău și i-am scris domnului Stoica să îl sune pe patron, să-i spună că mă simt rău pentru că dânsul are un medicament, medicamente foarte bune. Și asta a fost, nu mi-am permis să-l sun niciodată eu să vorbesc cu patronul. În fine, continuăm. Dânsul după m-a sunat, m-a întrebat, băi, ce faci, cum ești? I-am zis, sunt rău, mă doare gâtul, am dureri de cap, nu mă simt foarte bine. Mi-a zis, bine, hai că o să vorbesc și vedem ce facem. Și a spus, am pierdut meciul aseară și am zis, da, am pierdut. Și mi-a zis, și tu ai că am driblat? I-am zis, da, am driblat, mi-a venit în cap faza din careu. Pentru că atunci am exagerat, dar eram în careu și voiam să mă desprind să pot șuta la poartă. Asta i-am spus. I-am spus, căutam soluții pentru a da la poartă. Dânsul poate a înțeles altceva. Deci n-ai spus de colegii tăi că ai văzut ce a apărut în presa. Păi, nu mă cunoașteți după atâta timp? Ba da, da. Păi și atunci? E important să spui păi că... Păi da, este important, ok. Deci s-a terminat asta, subiectul ăsta, nu? După în GSP am văzut un articol de un om prost informat. Cum că eu aș fi vorbit să-l scop pe compania din echipă. Păi dacă am ajuns chiar în halul ăsta să dăm într-un jucător, în fine, este bine că s-a dat în mine, pentru că eu sunt o fire mai așa, da? Și s-a încercat dezechilibrarea liderului prin acel articol. Un articol prost, îmi pare rău să o spun, chiar nu sunt caracter, dar a fost un articol foarte prost. Cum să mă duc să-i spun cui, să-i spun domnului, nu mai știu cum era articolul, că mi-am spus eu să-l schimbe, ce, astea așa sunt mizerii. Așa le-ai fi spus celor din staff? Și în ce meci? Că scria acolo, erau 3 meciuri. Păi uitați-vă, un meci cu ea și am dat 4 pase la companiu. Dacă era așa, să scoată și fazele în care l-am evitat, nu? Ai purtat vreo discuție cu companiu după tot ce a apărut și... Da, am vorbit, m-am dus la el și am spus, ai văzut acea știre? Mi-a spus, stai liniștit că e normal pentru că de când am ajuns la clubul ăsta știu cum este presa cu noi, dar în rest nimic, vestiarul este curat, suntem foarte bine, cred că am fost mult mai bine, am fost mai montați săptămâna aceasta și iată că am reușit să câștigăm acest meci. Da, am revenit la Fanatic, Vivi Răchita, Andrei Vochin, Adrian Ilie, știm cum e presa. Spun și Florinel și înțeleg că spune și Companio cu o anumită așa superioritate. Noi știm cum e presa din România.
cum e presa din România. Deci problema e presa din România, da? Da și nu. Nu. Eu cred că el este foarte afectat de ceea ce s-a spus despre el și nu... Într-o primă fază nu presa este de vină, pentru că sunt cuvintele domnului Gigi Becali cele care au generat tot acest subiect. Această controversă, practic. Da, e, cred că ori n-a înțeles foarte bine domnul Becali ce a transmis. Ceea ce e posibil, se poate și asta. Știi tu, cu desprinsul, cu am căutat soluții. Da, că e vorba despre fotbal și atunci pot să mă gândesc că nu prea înțelege chiar tot ce se comunică încă, dar... Cine, domnul Becali sau cine? Da, domnul Becali. Așa? Păi, nici noi nu înțelegem, că noi nu am jucat fotbal și atunci nici noi nu înțelegem ce ni se întâmplă de multe ori. Dar eu îl cred 100% pe Florinel pentru că îl cunosc. Nu este niciun caz genul de fotbalist care să fie de fotbalist bârfitor. De fotbalist care să vorbească pe la spate. Care să bage bățul prin gard. Prin gard. Nu, este un om de vestiar, e un, un băiat bun care își apără colegii de fiecare dată, nu încearcă să își salveze el pielea arătând cu degetul către alții, că de aia nu se întâmplă lucrurile. Deci, practic, e foarte greu de crezut că el a dat vina pe colegiul lui. Eu îl cunosc de la 14 ani, deci și? De la primul lot. Nu este tipologia asta. Nu vreau să... Sunt alții care, la care m-aș gândi că fac lucrul ăsta, dar la el nu pot să mă gândesc la așa ceva. Deci, din punctul ăsta de vedere, e clar și din punctul ăsta de vedere cade chestiunea cu companii. Adică nu, eu nu-l văd pe el făcând vreodată așa ceva, pentru că n-am auzit cazuri până acum de la echipa națională, de la, ți-am spus, de la U15, acum e U26, și n-am auzit cazuri de genul ăsta de colegi. Adică tu spui că Florinel Coman are un caracter frumos, n-are caracterul ăsta îmbârligător să-și lucreze colegii pe la spate și mai ales să se ajungă să-i scoți din echipă. Nu. Știi că Vivi, știi de ce se mai zicea, nu că îi scoate din echipă Messi, dacă țineți minte, tot vorbea. Nu, domne, face echipa cum vrea, nu știu ce, l-a scos pe ăla, cel puțin la Național Argentina. Bine, la Național Argentina eu chiar cred că el cam face echipa așa, sau a făcut echipa. Și de Giga, de Hagi se scrie. Da, de Hagi. De toți liderii, vezi, se spune lucrul ăsta. Deci asta e vestea bună pentru Florinel, că l-am văzut, el e nervos în interviul ăsta, în flash-ul ăsta de după meci, se vede clar că e nervos și asta chiar asta vreau. Nu și-a găsit nici cuvintele. Și când mă văd cu el acum așa, o să-i spun că este, face parte din fișa postului unui lider. Așa pățește unul. Deci, ești un lider și trebuie și bucură-te de asta, da. Bucură-te de asta și învață să o gestionezi. Bun. FCSB-ul. Victorie, repet, fără mare emoții, chiar dacă au rămas 35 de minute în inferioritate. Mie nu mi s-a părut că au avut emoții astea. Păi, dacă luăm și statistic, FCU Craiova în superioritate numerică a avut o singură acțiune periculoasă din pozițional sau din faze de joc altele decât fazele fixe. O singură acțiune a fost o acțiune a lui Chițu în zona din stânga cu o centrare în fața porții și Van Durman a reluat peste poartă. Deci mi s-a părut o echipă cu minte, o echipă care nu avea cum să pună probleme unui adversar care era realmente în dificultate. Pentru că FCSB-ul a avut dificultăți în ultimele meciuri, în finaluri. Bine, asta era culmea, nu? Să egaleze iar. Nu era culmea. Dacă FCU Craiova era o echipă puternică, nu era culmea deloc, pentru că și de data asta cine face rău FCSB-ului e FCSB-ul însuși. Sau însăși, dacă vorbești despre echipa FCSB-ului. Acum au mai fost schimbări la pauză și asta a fost breaking news. Deci, domne, e chiar o știre de presă faptul că la FCSB nu s-au mai făcut schimbări la pauză. A văzut Crețu că nu s-au făcut schimbări la pauză. Probabil că el era... Și a vrut să le facă după aia. Exact. El era singurul cu cartonaș galben și a zis: Doamne, dacă am scăpat, e lumea mea. Pot să fac orice dacă nu m-a scos la pauză fiind singurul cu galben. Și s-a dezlănțuit. Și l-a luat pe roșu, da, direct. Da. Și au trebuit să joace jumătate de oră cu... Dar nu s-a văzut, practic. FCU Craiova n-a putut să... Dar eu înțeleg că a lipsit Bauză.
Da. Bă, și când lipsește Bauza, echipa asta e cu totul și cu totul altă. Nu trebuie să mai prezinte la meci. Nu, mi-am dat seama încă o dată. Am crezut în timpul jocului, am văzut că Craiova joacă așa de slab, încât hai să vedem dacă rămânem în 10, exact. Dacă poate să facă să miște. Da. Degeaba. Păi nu, da, mai putea să iasă unul de la seama. Se făceau la noi la antrenamente, se făceau cu un om în minus, cu doi oameni în minus, să jucăm contra 11. Sunt exerciții în ciclul săptămânal și cred că s-a gândit, mai să vedem, facem 10 la 11 dacă să stăm bine poziționat. Nu, auzi, nu reușește Mititelul, mai zis să-l bată pe Gigi, deci Desma nu l-a bătut niciodată, mai înțeles? Știi? Îți dai seama cum și-a dorit el când a văzut roșu ăla, Doamne, a văzut gol blănuță, hai că se întâmplă, mai înțeles? Da, da, hai că se întâmplă. Nu, fără probleme. Mi s-a părut o victorie foarte ușoară a FCSB-ului. Nici Steaua nu a jucat, să spun, nu, să facă ceva. Nu, dar nici Craiova nu a dovedit că poate să se confrunte cu ei în acest meci. Golul lui Coman, spectacolul din lovitură liberă, nu cred că are cine portarul ce să-i facă, îl și surprinde. Au jucat bine și tactic Steaua. Lisandru joacă, dacă joacă amândoi fundașii și unitatea, că nimeni sunt cei mai buni. Normal. Pe ce puta să-i pună pe oricine? Hai că revenim cu discuțiile, l-avem și pe Gigi Mustața la telefon, liderul Peluzei Nord. Bună dimineața, Gigi! Bună dimineața dumneavoastră și invitaților! Bună dimineața! Victorie! Asta discutam aici cam fără emoții, mie cam așa mi s-a părut. O să discutăm și despre meci. Povestește-ne puțin ce a fost cu protestul ăla care l-ați făcut timp de 15 minute. Eu spun că e un protest pașnic și e ceva normal să simtă că noi nu suntem alături de ei și să se dăluiască pe teren. Am vrut să intrăm în minutul 10, dar s-a dat golul și pe aia se înțelegea arivă că a dat gol și intrăm în peluză. Uh-huh. Am zis să așteptăm până la minutul 15. Uh-huh. A, inițial a fost în minutul 10, așa era planul? Da, da. Dar deci ce s-a întâmplat? Timp de 10 minute, mă rog, ulterior s-au făcut 15, nu ați mai încurajat echipa? Nu, ce s-a întâmplat? A fost tăcere? Nu. Tăcere? Sau? A fost tăcere totală și să simtă și ei ce înseamnă să ai suporteri în spate. Nu, să nu ai suporteri în spate. Nu, să ai 40.000 și să nu joci și să nu ai să joci. Păi nu mai Gigi, propunerea mea e să nu mai veniți câteva meciuri. Să intrați în minutul 15. Nu, pentru că au simțit-o că noi eram deasupra acolo, ne-au văzut. Da. Și cred că și-au dat seama și ei ce înseamnă să ai suporteri alături de tine și să te încurajeze. Acum depinde de ei totul. Ei trebuie să încerce să aducă înapoi oamenii ăsta. Dar e o dezamăgire? Este. De la meciul cu Rapid este o dezamăgire totală. Uh-huh. S-a văzut și ieri în tribune. În loc să fii 20-30 de mii, că băteai Rapidul, era stadionul plin. N-ai bătut Rapidul și ai tratat meciul cu nonșalanță, te uiți în tribune. Da, lume puțină. Cât au fost? 9.000. Sub 10. 9.000. Da, 8, da, sub 10.000. Este 10.000. Primul meci care jucăm sub 10.000 de oameni. Da, așa e. Da. Asta nu e bine. Asta chiar nu e bine. Nu e bine și trebuie să înțeleagă. Mă bucur că Florinel Coman a transmis un mesaj și în vestiar și să se uite și în tribune. Uh-huh. Și văd că ambiția se poate trata cu bună disciplină așa și să... Da, da, se poate, pentru că a arătat ieri, fără să facă un meci mare, a arătat ca o echipă care se bate pentru titlu. Mă bucur că a lămurit situația și Florinel Coman cu acel articol din ziarul La Denimic, care spunea că Florin Coman a sunat să dea afară pe companie. Nu, și vreau să punctez foarte clar aici. Florinel Coman cu companie sunt unii dintre cei mai buni prieteni. Mm-hmm. Da, sunt prieteni, dă-ne niște amănunte. Sunt prieteni buni? Sunt prieteni la... prieteni foarte buni. Uh-huh. Pentru că după antrenament, da, ei doi pleacă împreună la sală. Uh-huh. Lucrează împreună acolo cu preparatorul fizic. Bine, nu numai el cu Coman pleacă la sală. Da, normal, am înțeles. Și... Dar ei au, înțeleg că au și o prietenie.
au o prietenie chiar foarte frumoasă între ei doi, pentru că eu i-am văzut tot timpul. Și ca să vii cu acele baliverne, eu n-am putut să ajung pe la bază că a fost această pierdere cu Rapid. N-am mai ajuns pe acolo și când am auzit, când am citit, de fapt, am citit acel articol, zic că uite cum speculează lumea, o ceartă fără să aibă măcar 1% dreptate, dar văzând că suporterii sunt și dezamăgiți de la meciul cu Rapid, hai să mai aruncăm o piatră pe foc ca să bubuie ca lumea. Dar n-au reușit. Așa că vedeți de ce fac eu acele live-uri de la echipă? Să transmit suporterilor adevărul. Uh-huh. Și poate la unii din ziariști nu le convine că transmitem așa pentru suporteri ceea ce se întâmplă la echipă, atmosfera de acolo. Nu prea le convine. Uh-huh. Deci, vă convine doar vouă, că numai vouă vă dau. Da. Și poate au dușmănie pe chestia asta, că tot ce spun... Na, prima știi cum e, na, știi, de la voi. Știi cum e, Gigi, n-avem de unde să știm lucrurile astea. Ba, eu nu am speculat acest lucru, da, pentru că am avut o problemă și n-am putut să intru, știi foarte bine, nici la voi n-am putut să intru, pentru că erau mai importante problemele care le-am avut. Uh-huh. Și am primit foarte multe telefoane. Și am refuzat să vorbesc pentru că nu avem timp de... Gigi, e dreptul tău să vorbești cu cine consider tu, scuză-mă. Da, nu aveam posibilitatea. Am înțeles, dar încă o dată, n-are sens să intrăm în discuția asta. Asta e, știi cum e. Păi nu, aici speculăm, oria speculăm discuțiile și știi cum să mai pui, să arunci paie pe foc. De acord, dar lucrurile s-au clarificat. Da. Au sunat o parte a presei, m-au sunat, n-am putut să vorbesc. Când au văzut că nu se poate, au încercat pe partea cealaltă, adică la ceilalți lideri. Da. Poate smug de acolo ceva. Iar băieții au spus, doamne, noi nu vorbim, sunați-l pe mutații. Bine că s-au lămurit lucrurile. Deci tu știi că sunt, ca să închidem subiectul ăsta, Companio și Coman chiar sunt prieteni foarte, foarte buni. Chiar sunt prieteni foarte buni. Asta vă garantez eu și niciodată Florinel Coman n-ar face pentru... Dar nu numai Florinel Coman. Toți de acolo din echipă nu ar face chestia asta să sune pe Cici, bă, schimbă-l pe ăla. Dacă s-a ajuns așa, înseamnă că mergem degeaba la stadion și nu mai are rost să mai mergem. Dar din ce știu eu și din ce văd atmosferă la echipă, prietenia între ei, nu au cum să facă așa ceva niciodată. Și nu cred că ar accepta că s-a aude imediat. Nu cred că ar accepta statul sau meme sau chiar Gigi să accepte să vină un jucător, schimbă-l pas. Da. Înseamnă că am ajuns departe. Da, înseamnă că ați fi ajuns rău de tot. Nu închipu și eu chestia asta. Da. Vreau să te întreb ceva. Tu ai spus că Florinel le-a ținut la vestiare un discurs băieților. Asta s-a întâmplat înainte de meci sau cum? Nu, din declarațiile lui Florinel. Ah, am înțeles. Da. Din declarațiile lui Florinel. Dar am văzut că după meci v-ați reconciliat. Da, pentru că am văzut atitudinea jucătorilor, am văzut atitudinea pe teren. Uh-huh. Bine, până în minutul 60, dacă nu 57, până a luat Crețul, a luat cartonaș roșu. S-a văzut atitudine, s-a văzut dorință și dorința de a aduce suporterii înapoi la stadion. Pentru că nu poți să intri la un meci, la un derby cu Rapid, să intri așa nonșalant pe teren. Da. Și să pe vârful, pe vârful, ca să zic așa. Da. Dar acum... Dar așa mare, atât de tare v-a durut povestea cu Rapidul? Păi, întrebați-l și pe Răchită, întrebați-l și pe Adrian... Ce înseamnă pentru noi derby cu Rapid și cu Dinamo? Noi nu le-am cerut niciodată nimic, decât ori am fost la ei la stadion sau dacă eram în Ghencea, mergeam în Ghencea la jucători și încurajam, băieți, mobilizați-vă pentru astea două meciuri. Steaua și Rapid n-au voie să vă bată, ăsta Rapid și Dinamo n-are voie să vă bată. Da, Mustață, dar să știi că la meciul cu Rapidul doar prima repriză au intrat așa mai, să spunem, emotivi. Repriza a doua au jucat bine.
sunt de acord, Adi, dar rezultatul era 2-0. Bine, asta... Că dacă stai să o iei fotbalistic, a doua repriză, Steaua a câștigat 1-0. Exact. Dar dacă stăm să luăm meciul în sine, intri cu 2-0, știi foarte bine că Rapidul joacă cu ambiție, mai mobilizarea, stăpânarul are rolul lui și știți foarte bine că are un rol foarte important la Rapid și și-a mobilizat colegii foarte bine. Da, degeaba intri în a doua repriză, în a doua repriză foarte bine dacă... Că aduce și voi la echipă un săpunaru, Gigi, că uite-te și tu, n-aveți un lider adevărat cum e săpunarul, ăsta e adevărul la poate, echipă. Poate, la ce a spus Florinel... Poate fi Chiriche și acum. Da? Pe, poate acum se mobilizează și își revine Chiricheș, dar se poate mobiliza și Coman. Exact cum a spus că a făcut-o la Paul. Adică tu ai vrea Coman să-și asume acest rol de lider? Asta ți-ai dori? Eu mi-aș dori și Coman, eu mi-aș dori și... Nu poți să fie mai mulți. Nu. Chiricheș. E unul singur, Gigi. Ca la unul e. Nu există mai mulți. Nu e așa. Nu. Vestiar, săpunarul de aia e lider, că nu sunt 7 lideri, da? Și tu, nu până la urmă, de aia ești lider la Peluza Nord, da? Da, eu mă consult cu ceilalți. Normal, dar eu mă refer să fii lider, să, cum să spun, să, scuză-mă, da, uneori să dai și cu pumnul masă. Păi, și să te și susțină ceilalți, asta spun. Eu te întreb ceva, între Florinel și Chiricheș, tu care crezi că ar putea să fie liderul ăla care să mai dea și cu pumnul masă, între ei doi? Eu cred că ar trebui Chiricheș, pentru că el știe despre ce este vorba. Și chiar un Djokovic. Și chiar Florinel Coman. Adică sunt oameni care nu, trebuie da, să te nu, dintre ei, cine ți s-ar părea? Chiricheș, nu prin experiență, că ar trebui. Chiricheș, pentru că Chiricheș are experiență, Chiricheș are câteva campionate în spate, Chiricheș are jocuri în afara țării. Păi, întâlniți-vă și cereți-i lui Chiricheș să-și asume acest rol de lider, după modelul săpunarul. Care e problema? Păi, eu sunt de acord cu chestia asta, să ne întâlnim, dar ei știu foarte bine... Și eu cred că Chiricheș vorbește foarte despre ei și am văzut și la antrenament cum îi așează în teren și cum încearcă să... Dar trebuie să fie mai vână, cum se zice, mai forță, știi? Exact cum spunea Bănel Nicoliță, când țipa odată Mirel, îngheța tot de teren. Pe asta îi lipsește lui Chiricheș. Da, este un tip mai blând așa, Chiricheș. Mai blânduț. Bun, deci bănuiesc că numai la următorul meci nu mai există protez, nu? Adică lucrurile nu sunt în regulă, sau nu? Nu mai există nimic. Noi ne încurajăm echipa. Acum suntem alături de ei. Am speculat foarte bine și noi. Am speculat ceea ce a făcut Clujul, ceea ce a făcut Rapidul și nu putem să putem să afectăm echipa, să facem ceva, să afectăm. Pentru că erai pe primul loc, greșelile adversarilor trebuiau speculate, atâta timp cât Rapidul a făcut X, Clujul X. Uh-huh. Crezi că băieții de la FCSB au înțeles lecția asta pe care le-ați dat-o? Sper să fi înțeles, că din ce am auzit de la Florinel, că a intrat în vestiar și a spus nu avem cum să mai pierdem și trebuie să ne mobilizăm, asta înseamnă atitudine. Și au intrat în teren, au văzut despre ce este vorba și noi i-am susținut până la cap. Dar au înțeles? Eu sper. Da. Sper să fi înțeles. Da. Trebuie să mai încercați o variantă, Gigi. Că FCSB-ul a pierdut puncte importante în ultimele 10 minute, acum a dat două goluri în primele 10 minute, când voi n-ați fost, trebuie să o încercați și pe aia, să plecați în minutul 80. Ca să nu mai aibă emoții, cum au avut la Petrolul, la Oțelul, cu Universitatea Cluj. Acum suntem alături de ei, au văzut că fără sprijinul suporterilor e cam greu și mă bucur că și-au dat seama și mergem în continuare ca o echipă. Da. O ultimă întrebare. Ce facem cu băieții ăștia care tot plâng? De al de Tavi, Popescu, și ce tot facem cu plângăcioșii ăștia? Nu vreau să mai comentez. Horia, trebuie să-și dea seama, el este un copil tânăr, trebuie să-și dea seama că trebuie să joace fotbal. Dacă ești emotiv, rămâi pe bancă sau stai liniștit acasă, dar când intri în teren, încearcă să te mobilizezi și să nu stai
cu ochii pe arbitru, să stai să-l înjuri, să stai să dai cu piciorul prin gazon, că ai pierdut mingea. Nu, trebuie să mergi, să recuperezi ce ai pierdut, pentru că este cu totul altceva. Și atunci poți să ai pretenții să te ia la echipa națională, poți să ai pretenții să ajungi fotbalist, să pleci în afară, dar până atunci trebuie să te mobilizezi singur și să te ambiționezi singur. Și să fii bărbat până la urmă, că un sport de bărbați, ce n-ai acum, tu plânge. Trebuie să accepti în viață și criticile și laudele. Uh-huh. Pentru că dacă crezi că în viața asta poți să mergi numai pe laude, nu se poate. Gigi, mulțumim! Succes mai departe și multă baftă! Da, da, da. Acum trebuie să ne mobilizăm, da? Și să vină lumea la meci. Păi, bănuiesc că... Unde jucați cu Dinamo? Pe arenă? Arena, da. Pe Arena Națională. Pe Arena Națională. Cam cât crezi că o să vină la meci, la derbiu cu Dinamo? Corea, eu acum trebuie să încerc să aduc suporterii alături de echipă, pentru că... Tu trebuie, înțeleg important. Că trebuie să încerci să-i aduci înapoi după deziluzia cu Rapidul, nu? Eu cred că oamenii au înțeles acum despre ce este vorba și să uităm ce s-a întâmplat. Echipa a câștigat cele 3 puncte, suntem pe primul loc și urmează meciul cu Dinamo și trebuie să ne mobilizăm. Este vorba de Dinamo. Da, jucați în deplasare, cum ar veni, nu? Da, jucăm în deplasare. Și da. Câte bilete o să primiți? Ce ați discutat cu băieții de la Dinamo? O să discut. Voi câte ați vrea, Gigi? Voi câte ați vrea, fiind vorba de Arena Națională? Noi am avut un protocol între noi și suporteri, da? De la Dinamo. Am vorbit cu ei la momentul respectiv și am rămas că ne dau peluza și acum vedem. Peluza care cât are? 10.000? Cât are peluza? Are vreo 13.000. A, și dacă vă dau, o luați toată? Da, ținând cont și de sectoarele tampon, cred că sunt vreo 10.000. Uh-huh. Uh-huh. Deci vreo 10-11.000, cam așa, nu? În mod normal o să fiți cu Dinamo dacă se respectă protocolul. Da, 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 suntem și sper ca băieții de la Dinamo să respecte ceea ce am vorbit noi. Dar din ce știu eu și din ce am vorbit cu ei, respectă oamenii exact ce trebuie. Uh-huh. Uh-huh. Da, am înțeles, da. Bun, e în regulă atunci, deci în mod normal o să fiți 10-11.000, da, la derbiu cu Dinamo. Cred, acum încerc să aduc suporterii înapoi și să vină alături de noi de pe Luza Nord, să vină la meci cu Dinamo, pentru că este un derby istoric și trebuie să fim alături de echipă. Uh-huh. Da, e în regulă atunci, da, o să fie nebunie, dacă o să fie 10.000, o să fie frumos cu Dinamo. Astea sunt derbiurile. Da. Fără suporteri, Gigi n-are niciun farmec. Asta spunem și noi de atâta timp, spunem tot timpul că fotbalul fără suporteri... Uitați-vă la echipa națională, că tot e domnul Vachim pe acolo. Ați văzut, am înțeles că mai sunt foarte puține bilete. Nu foarte cred că mai sunt. Nu mai sunt bilete. Sau, nu, e sold out. Nu mai sunt, da. E sold out. Vedeți, suporterii vin alături de echipa națională. Când sunt șanse, când faci în așa fel încât să atragi suporterii lângă echipa națională. Nu trebuie să venim imediat și să speculăm, domnule, ce au făcut. Discuțiile între federație și suporteri sunt cele mai bune. Băi, Gigi, ce bă, a dat înțelepciunea în tine? Ce-i cu tine trezit așa înțelept de dimineață? Nu m-am trezit înțelept. Eu v-am spus de foarte multe ori. Da. Și domnul Voichină cred că a înțeles atunci la momentul ăla când mi-a spus, domnilor, când există dialog între suporteri și federație, cu toate că... Gigi, să știi un lucru, pe Vochin, chiar, cum să spun, l-ai nimerit, Vochin este orice, sau poate să nu fie orice, numai un om al dialogului nu-i Vochin. La Vochin, dacă nu există dialog, pentru el nu există nimic. Nu vorbesc de domnul Vochin în general. Da, știe domnul Vochin la ce mă refer, pentru că au avut discuții cu anumite persoane care, în momentul în care sunt implicați în alte lucruri, știți la ce mă refer. Da. Nu există decât un interes acolo. Nu există interes pentru echipa națională. Iar o parte a galeriilor din țară au văzut, au auzit fiecare versiunile lor, dar finalul a fost tragic, pentru că nu vrem să ne asociem cu anumite lucruri. Și în momentul în care nu vrei să te asociezi, mai bine prefer să nu te duci. Pentru că
faci rău echipă naționale, se întâmplă ambiții între galerii, ăla dă cu torțe, ăla face nu știu ce, ăla face nu știu ce mesaj și atunci nu afectezi decât echipa națională. Doamne ajută, să iasă bine, să avem un meci. Da, să avem un meci cu Elveția, mai avem până atunci, o să mai tot discutăm. Gigi, îți mulțumim și succes în continuare. Mulțumesc. A fost Gigi Mustață, care ne-a spus niște lucruri, ca de obicei, interesante. Apropo de celălalt Gigi, care a avut ieri accidentul, bine că e omul sănătos și n-a pățit nimic, a Gigi Becali, chiar m-am bucurat pentru el, că cred că nu e ușor să tragi de volan, să te duci într-o râpă, dar, Doamne ferește, se poate întâmpla orice, chiar mă bucur că e sănătos. Azi noapte s-a dus la ora 3 dimineață la secția de poliție și a dat declarații Gigi Becali. Să vedem o scurtă declarație a domnului Becali, ce a spus despre accidentul pe care accidentul care a fost implicat, pentru că înțeleg că a fost o altă mașină care a și fugit de la locul faptei. Deci declarația de azi noapte de la 3 dimineață. Mașina, ați declarat asta deja? Da. Ok. Ce le-ați spus polițiștilor acum? Mi-a spus că s-a întâmplat. Eu eram în depășire și cineva a intrat în depășire lateral cu mine. Nici măcar în punctul mort, adică era exact în lateral, intra în mine. M-am făcut stânga, am intrat în șanț, l-am ocolit pe el. Eu am intrat în șanț, omul n-a avut măcar puțin obrazul, s-a dus mai departe, n-a oprit. Și acum, să vedem că acolo, din mai acolo, sunt camere. Și noi luați pe camere, pentru că a fost și la... Acum s-a deschis dosar, să vedem cum, adică tu pleci. Așa că în drumul ăla care a făcut asta, vede acum la voi, să mă caute, să-și are iertare și nu-i mai fac plângere penală. Am înțeles. Acum o întrebare așa. Am făcut și teste. Am testul drog, testul de alcool. Stai seama, cannabis, alea. Sunteți curat, ca întotdeauna. Am înțeles. În legătură acum o întrebare mai de sport. Cannabis, alea. Alea, da. Bă, ce e cu plângăciuși ăștia? Mariene, pe bune, voi plângeați? Nu, serios, tu ai plâns vreodată? După meci, dacă luam bătaie. Doamne, da? Nu. N-ai plâns niciodată? Nu. Dar ce facem cu plângăcioși ăștia? Păi exact cum a spus, stai că exact cum a zis și Gigi Măsață, să nu se trezească că vor să joace fotbal la 30 de ani, să se ambiționeze, știi? Să le tăiești și scurtă perioada asta de fotbalist de vreo 10 ani. Atunci când țipa Mirel îngheța vestiară, păi noi l-am prins pe Lăcă, când țipa Lăcă în vestiară, îngheța și vestiarul și ălălaltul, da. Și ălălalt. Adică numai le era frică și la adversar să mai iasă pe teren. Păi, asta cu liderul să naște, e acceptat de... Nu poți să impui... Ții minte când acum vreo 2-3 ani, da, Jose Gigi pe Tavi Popescu, săracu, capitan de echipă și vrea să fie lider. Da. Ce să fie lider? Îți dai seama... Bestiarul... Îți dai seama Tavi Popescu, da, cu banderola, da, pe braț? Hey. Îți dai seama... Tavi, la Chiriche. Nu. Tavi Popescu cu banderola pe braț, mai înțeles, plângând în hohote după meci, având dita mai banderola FCSB-ului, da, pe braț. Juca pintiliat. Mai înțeles, da? Și când se duce la vestiare, întreabă colegii, bă, dar ești capitan, dar de ce plângi? Capitane, ce s-a întâmplat? Doamne, găteau cu ceapă ăștia din rândul 3. Mai înțeles, găteau... FCSB, problema mare e că n-are lider pe bancă. Mâncaseră cu ceapă, cum? Deci, acolo e problema, nu are lider pe bancă. Dar de ce plânge Tavi Popescu? Spune și mie, psihologic, ce cu vocetele astea, a? Emotiv, plânge, în loc să fie mai înrăit și să, băi, mănânc pe ăștia, el începe să plângă ca să-l vadă spectatorii și... Să-l vadă și Gigi? Și Gigi că, uite... Nu, domnule, să-l vadă și Gigi, că e important. Ține la echipa Vivi, asta. Să-l vadă și Gigi? Probabil și Gigi, dar el pentru sporteri. Adică, uite, domnule, e afectat, își dă viața pentru... Eu nu, mă, frate, lasă, păi aia să plângă, nu mai... Știi că e vorba aia... Știți că era cât pe acest să accidenteze, că da cu piciorul, da, în pancarat. Da, știu. În teren, da, a dat, da, cu, da, piciorul, da, într-unul așa, că să-i dea vreun alăun. N-a dat, a? Nu. Dar în rapidici n-a dat așa, a? Nu, a dat în pancarde cu piciorul. Poate să jupă piciorul, așa n-a rupt eu. Am dat în zi de nervi. Dar de ce-s lacrimile astea? Ce-s buzierile astea? Nu știu, ce, așa e pirea lui. Da? A? Să-l vadă Gigi, să zică, uite, bă, plânge, săracu, a? Suporterii, să zică, eroul, ia uite, lui, da? S-a mai întâmplat ceva în meciul ăla, în afară că au mâncat bătaie de la Rapid. Lui s-a transmis foarte clar că e la limita cartonașului și să nu cumva să ia cartonaș. Da. Și a luat cartonaș dintr-o prostie a lui, adică nu era o fază de joc să zici că a ajutat echipa într-un fel să nu îi se întâmple ceva. Și probabil că el, când s-a terminat meciul, și-a dat seama că în afară că n-a jucat nimic, a mai făcut și o prostie și...
Știa ce urmează la la Gigi la emisiunea? Știa, exact, da? Exact. Eu cred că dă frică lui Gigi, plus, crede ce spun. Poate să fie și asta, dar recomandarea mea să meargă la un specialist totuși. Și în general, pentru toți sportivii, răspuns să meargă la specialiști, să mai lase, adică ei cred pe toți antrenorii care spun noi suntem cei mai buni psihologi, n-avem nevoie de psihologi, n-avem, băieți, da. Ca să poți să faci lucrul ăla trebuie să te duci la școală. Voi da. Abia nimeriți pe la școala de antrenori să mai faceți câteva ore pe acolo. Stați liniștiți, măcar la treburile cu psihologul, cu doctorul, cu nutriționistul, lăsați-i pe specialist să lucreze, că de-aia suntem unde suntem. Lăsați-i pe oamenii ăia să lucreze, care au învățat, au fost pe la școală, n-au fost speriați de cărți. Lăsați-i să vă ajute, că de fapt nu ies ei în față, ei doar vă ajută. Iar sportivii de mare performanță trebuie să se lase ajutați așa de specialiști. Este. Tu îți dai seama că pe Tavi l-au anunțat înainte de meci. Bă, vezi că ești la limită. Dar nu, a zis Gigi în emisiunea la Fanatic. A zis Gigi că i-a zis MMU de 3 ori. Da, Tavi, te rog frumos. Da, i-a zis. Da, Tavi, te rog, nu lua galben că n-avem soluție pentru Under la meciul cu Craiova. Da. Mai înțeles? E, fix galben a luat. Da, Crețu, crezi că l-a anunțat cineva pe Crețu care galben la pauză stănuia galben? Și n-a luat galben, n-a luat direct Vivi, chiar așa trebuie să te anunțe cineva? Păi, dar, bă, Vivi, tu ești fundaș, de ce să faci asta acum pe Crețu? De ce să faci asta? De ce să spui echipa într-o ipostază, într-un meci care mergea lejer spre o victorie liniștită? Păi, Crețu a mai avut de-astea de blackout-uri? Blackout-uri, da, Crețu, da. La el e o problemă de... Eu așteptam la Crețu să dea centrele prin spatele porții, nu să ia galben, pentru că la experiență face 35 de ani. Mă, dacă la 35 de ani nu-ți dai seama că ai galben din prima repriză, să faci alunecarea aia, n-ai nicio... cu piciorul deasupra mingii, cu stângul și te drâgi. I-a dat direct roșu? Direct roșu i-a dat. Păi n-a luat galben, omul. Păi asta zic, că n-a luat galben. Asta nu e galben. Bine, mă, nu iau galben, iau direct roșu ca să nu mai... Vezi, n-a luat galben. De ce Vivi să faci asta? Păi pentru că... Ce, el e specialist în blackout? Da, ține minte și când era pe la media și el are alunecările care... Nu poți să, nu pot, dacă îți dai drumul prin alunecare, nu poți să te mai oprești decât în piciorul adversarului dacă nu ești foarte atent. Măcar dacă ținea talpa jos, lua doar galben, dar aia, acum ia minim două etape, pentru că a luat roșu direct. Nu, și îți dai seama, poți să te trezești ca să termină măcar un 2-2, nu că se poate. Ți-a dat repede blănuță golul. Da. Timp a fost. Da, la faza. Știi? Următoare, da, la fost. Da, bine, adică dar nu are dreptate Andrei. Mă, nu joacă Bauza la FCU, gata, nu se mai prezintă. FCU nu se mai prezintă. Da? Nu mai, gata. Nu mai? Nu mai, dacă nu joacă Bauza. A, așa e? De ce sunteți ironici acum? Ce? Că e fotbalist Bauza. Bun, e adevărat. Cum să depinzi de un jucător? Nu, e adevărat că ei l-au transferat ca să nu joace, nu Horia, ca să joace. Cum să depinzi de un jucător? Înțelegi? Deci, jucători cu 10.000, 12.000 salarii. Eu mai vorbesc cu familia Mititelu și îmi zic, meci următor intră Bauza, credem că intră, crede că... Ok, acum credeam că măcar pe bancă o să fie. Bă, nici acum n-a fost pe bancă. Că pe bune ce e să iei un jucător să nu joace? Adică, nu știu, Adrian. Adică, non-stop să te accidentezi. Eu știu ce face viața lui extra sportivă sau cum se antrenează în fiecare zi. Că trebuie să de acolo pleacă tot, nu? De acolo pleacă. Dar de vorba lui Andrei, aveți grijă, antrenorii, țineți-i, stați lângă ei, duceți-i la alți specialiști să vadă, să iei jucători și să nu joace. Asta cu jucătorul bun, mi-a rămas în cap o învățătură pe care am primit-o de la Vasile Simionaș când eram eu la începutul meseriei și mă ocupam de Oțelul Galați, eram în apropierea lor așa mai tot timpul și aveam un jucător care îmi plăcea mie, așa, dar ăla nu prea juca și eu tot vorbeam cu Simionaș și zic, de ce ăsta e cel mai bun, de ce e mai bun jucător, așa mi se părea mie și băi Andrei așa, așa mi-a zis, hai să spun o vorbă, ce mă, jucătorul bun, deci trebuie să îndeplinească o condiție esențială. Da. Trebuie să joace. Da. Ăsta e numai accidentat. Deci dacă e accidentat, nu poate să fie bun pentru că nu joacă. Și ține minte de acum înainte, prima condiție la un jucător este să joace. Pe urmă vezi dacă e bun sau nu e bun. Că la oricât de talentat ar fi, dacă stă în vestiar sau până în infirmerie, ăla nu este jucător bun niciodată. Cazul Bauza... Și sunt foarte multe cazuri de jucători de ăștia care apar din 4 în 5 etape, mai dau câte o mărgică, mai... Bine că nu-i român, că era pentru propus la echipa națională. Pe Panțărul, care era Roberto Carlos, nu, cel mai bun fundaș stânga din Europa, așa era la Ander, da? Nu joacă de 2 ani. Da?
Măcar Panțărău a avut o... Deci îți permiți luxul la FCSB să-l ții pe Roberto Carlos pe bancă? Hai că l-avem și pe Cristi Balaj la telefon. Nu cred că e prea fericit, ai înțeles? Cristi, salut! Salut, salut! Salut! Deci nu vrei... I-am recunoscut vocea lui... Vivi Răchită, Andrei Vochin, Cobra Ilie. Așa, ok. Cobra salut pe toți. Da, bună Cobra, dimineața. Cobra. Și cine ne mai pândește? Și cine ne mai pândește, da. Mă gândeam aseară, ar trebui așa puțin să vă mulțumim și vouă la CFR că l-ați trimis pe Krajnici la Kosovo. A jucat și el, a pus și el acolo umărul la victoria asta frumoasă a lui Kosovo. Am discutat, am dezbătut oarecum subiectul în cadrul clubului, având în vedere că nu era dată FIFA dacă să lăsăm sau nu, mai ales că sufeream în această perioadă premergătoare a jocului de la Iași. Nu prea am avut mulți jucători pe care să ne bazăm și Krasnici era o soluție importantă pentru noi în sistemul ofensiv. Doar că văzusem și faptul că conform clasamentului era important să câștige Kosovo pentru noi, pentru națională, și decizia într-un final a fost să lăsăm să plece. Da, aici Cristi, dăm voie să fac totuși o precizare că era perioada FIFA dată pentru echipele Kosovo și Israel. Și cu o singură... Adică n-au fost ei băieți buni de la CFR? Asta le spui de fapt? Sunt băieți buni, dar pentru conformitate, ca să știe toată lumea adevărul, 12 erau obligați? Noiembrie, da, erau obligați cu un singur asterisk. Dacă erau doi jucători dintr-o echipă, erau obligați să dea unul. Deci obligativitatea... Auzi, Cristi, deci sunteți băieți buni, dar nu chiar atât de buni. Păi și... Nu, că s-a rostogolit informația asta. Deci stai asta, că să înțeleg, erau obligați să trimită da, un jucător? Erau obligați, unu. Da. Adică doar pe Krasnici îl aveau, nu? Este, mai aveau vreun kosovar? Nu, Antalya Sport CFR-ul, lasă Antalya. Nu, da, erau obligați un jucător. Auzi, Cristi? Erau doi, nu. Deci e situația de la Napoli? Napoli a fost o înțelegere între Rahmani, capitanul echipei, Clubul Napoli și Federația din Kosovo. Acolo s-a mers pe înțelegere. Rahmani a spus, nu vin acum. Puteam să încercăm și noi să obținem o înțelegere. Corect. Sigur că putea să încerca, sigur că... Hai bă să-i lăudăm că l-au trimis pe Krasnici, omul. Nu putea să faceți așa ceva, că sunteți trup și suflet cu echipa națională, că eu nu mă gândeam că voi puteți să faceți o înțelegere. Așa este. Și oricum n-aveați nevoie prea mare de Krasnici în atac, ați dat 3 goluri. În apărare ați avut probleme. Păi trebuia să... Nu, am dat 4. Sau 4, așa, da. Da. A, trebuia să-l luați pe Krasnici ăla apărător. Mă auzi? Dar văd că... Krasnici a făcut și faza defensivă bine, repriza a doua. Da. Va sincer, chiar v-a lipsit Krasnici? Da, chiar ne-a lipsit. Și ce ați spus? În schimb ați primit iară, l-ați dat frumos pe Krasnici, da, patrioți, bravo tată, și ați primit iară un var din ăla care vi s-a anulat golul. Da, nu, s-a tras greșit linia. N-am niciun dubiu. Da? N-am niciun dubiu, am încredere totală în... Deci chiar am încredere totală în sistemul VAR, vă spun sincer. Da. Doar că sunt convins, deci chiar sunt convins că am luat și informații, nu vă ascund acest lucru. Știu că la comisia de arbitri, președintele și toți cei care se ocupă de lecțiile teoretice solicită, exact cum se întâmplă și pe plan internațional, că atunci când există faze la limită și arbitrul asistent nu e convins că este offside, ori convingere ai doar la fază de clare, se dă credit atacului și nu ridici fanul, nu chiar și după ce s-a înscris gol, decât dacă ești convins că a fost offside. Deci iar ați fost dezavantajați de arbitri? Ori la cea fază era imposibil ca arbitrul asistent să fie convins conform ceea ce arată imaginile. Și din punctul meu de vedere, arbitrul VAR a trasat liniile în așa fel încât, în mintea lui probabil, să protejeze decizia arbitrului asistent care a fost eronată.
Păi, mai ales că era, e vorba de microne acolo. Adică eu nu înțeleg cum a putut să vadă în timpul meciului asistentul că, că e offside. Jur, eu chiar nu înțeleg. Eu m-am uitat de 100 de ori și nu m-am prins. Iar un lucru este cert. Linia albastră care este apărătorului s-a tras mai în dreapta, pentru că dacă dăm un zoom la imagine, vedem încă o parte deghiată, partea stângă a liniei, și linia roșie care este a atacantului s-a tras o proiecție care atinge umărul. Sunt imaginile pe care le-am preluat de la cabina VAR, date și la televizor. Și în baza acestor imagini a ieșit un offside milimetric. De cât? Eu am înțeles că sunt 3 milimetri. Asta a fost offside-ul de 3 milimetri? Da. După ce au tras toate liniile, au ajuns la concluzia că offside de 3 milimetri? Da. Și nu s-a schimbat regulamentul. Da? În continuare, FIFA, UEFA și la Comisia Centrală a Arbitrilor, solicitarea este ca la fazele în care nu se poate demonstra clar că este offside, adică la limită, să se dea credit atacului. Deci, mai pe românește... se joacă pentru a scrie goluri. Da, deci... fotbalul. Deci, mai pe românește, ați fost dezavantajați de arbitrii iarăși ieri? Păi, am avut această fază în care, dacă discutăm de o situație de penalti, dacă este sau nu, de o eliminare dacă e sau nu. Atunci când o echipă înscrie un gol, și nu mă refer la CFR Cluj aici, când o echipă înscrie un gol valabil care este anulat, aici deja este o problemă factuală, adică aici nu mai poți să spui, domnule, probabil că dacă ar fi fost penalti, ar fi dat gol, sau dacă ar fi jucat cu un om mai mult în teren, probabil ar fi câștigat. Nu. Aici a scos mingea din poartă. Da. Și stai că mai e ceva. V-a scos mingea. Final de joc. V-a scos mingea din poartă și mai e ceva, Cristi, foarte interesant. Asta e o decizie, da? S-a terminat 3-3. Bun, având și voi, bineînțeles, problemele voastre de joc, care sunt evidente. Astea nu, le mai, nu le mai discutăm. Adică, mă rog, le discutăm, dar sunt evidente. Evidente. Însă, ăsta era, de exemplu, un rezultat, da, de 3-3, care trebuia să fie, teoretic, cel puțin 4-3. Acum știi cum e, meciul se joacă, puteau să vă egaleze la ce apărare aveți. Dar ăsta era un joc, da, care s-a terminat 3-3 și care, Cristi, se putea, de exemplu, termina, da, imediat în noaptea aia cu demiterea lui Mandorlini, să zicem. Nu? Se putea întâmpla orice, sau nu? Antrenor, nu contează cum îl cheamă. Da, nu merg până acolo și nu aș vrea să umbresc meritele celor de la Iași. Nu, de acord, dar putea să putea să-i cadă cap. Cristi, putea să-i cadă capul lui putea să-i cadă capul lui Mandorlini că n-a putut să câștige, deși el trebuia să te câștige cu 4-3? Pot întâmpla multe în fotbal, dar nu vreau să merg până acolo. Pot să răspund la întrebarea asta și mă trezesc că apare un titlu legat de acest subiect cu, eu știu ce afirmația mea. Tu știi foarte bine că se putea. Se enerva Neluțu Varga. Noaptea și cea, gata, Cristi, nu mai a făcut 3-3. Doamne, dar stai și gata, la revedere, drum bun. Evit, și era la aeroport Mandorlini acum. Evit să-ți răspund sau să mă lansez în a dezvolta întrebarea ta, pentru că o să mă trezesc că apar eu știu ce titlul din ziare și atunci... Am înțeles. Ți-e frică de titlul din ziare? Păi am pățit-o. Nu ai spus tu și mi-au fost atipite mie amintea. Păi așa va fi și acum. Așa va fi și acum, stai liniștit. Nu e asta problema. O să-l sune mulți antrenori să se propună. De cauza. Sună mulți. Da, apropo, hai să te întreb altfel direct. Mandorlini este în pericol, Cristi? Eu zic că nu. Eu spun, părerea mea e că nu. Adică... Dar e părerea ta. De vedere... Dar știm foarte bine că pe un antrenor, dintre altele, rezultatele sunt cele care îl mențin. Da. Corect. Rezultatele noastre în ultima perioadă nu au fost cele mai bune. Faptul că suntem pe locul 2 la câteva puncte distanță de echipa de pe primul loc, nu e doar meritul nostru. E și vina altora. Sau și vina lor. Da.
Da, corect. Mă gândesc ce frustrare a avut Bârligea înlocuitorul lui Chițu. Apropo, ai văzut ce scandal a făcut Craiova pe Chițu? Ce să caute, domne, Bârligea la națională? Mi se pare total nepotrivit și sunt dezamăgit, pentru că vorbim de o persoană care avea, să spunem, dorința, da, și considera că merită să fie cu o funcție de conducere în cadrul federației. Păi nu, e Marcel Pușca, așa declar, care a și candidat la președinția federației. Total nepotrivit din partea lui Marcel. Da. Cu care am avut o relație foarte bună și sper să rămână în continuare aceeași. Ne spunem punctele de vedere. Mi se pare total nepotrivit ca un om din fotbal, indiferent de unde este, mai ales dacă e implicat la un club, să vină să spună că merita să fie convocat jucătorul lui în detrimentul altui jucător de la un alt club. Total nepotrivit. A, că vii și spui că în urma rezultatelor, prestațiilor, consider că jucătorul de la echipa ta merita să fie și el convocat, sunt perfect de acord. Dar să denigrezi, să spui că trebuia să fie convocat în locul lui Bârligea, e total nepotrivit. În contextul în care la ultimul meci dintre cele două echipe, CFR Cluj și echipa din Craiova, în care au evoluat amândoi, și Chițu și Bârligea, Bârligea a fost desemnat jucătorul meciului. Aici acolo găsește aici răspunsul. Aici aș putea să lămurești, chiar am avut aseară o discuție cu Edi, dar după ce termină Cristi, da, o să da, te rog, da, Cristi. Chițu și de Bârligea. Termină-ți ideea, te rog, da. A, și la meciul ăla a fost, la meciul ăla a fost declarat Bârligea omul meciului, nu Chițu, cum ar veni. Păi, da. N-am fost implicat nici eu, nici Marcel în a desemna jucătorul meciului. Și găsește răspunsuri. Ca să nu mai spun că Bârligea a fost cel care a stabilit câștigătoarea partidei. Deci Craiova a pierdut din cauza lui Bârligea, din punctul lor de vedere. Noi o spunem datorită. Da. Deci ți se pare, ți se pare denigrator și nedrept față de jucător, jignitor față de jucător. Dar nu de Bârligea aici, mă refer în general. Da, mi se pare total nepotrivit ca noi oamenii din fotbal implicați în anumite cluburi să contestăm, dar să contestăm când un jucător a fost convocat la echipa națională. Și așa antrenorul echipei naționale, sunt convins că are enigme, are multe dubii, întrebări, uneori este nehotărât, contează inspirația. În loc să-l sprijinim, da, noi venim și contestăm de fiecare dată, găsim motive în a-l acuza. Nu ajutăm echipa națională. No. Și nu ne ajută nici jucătorul nostru. Am înțeles. Da. Și sunt curios și eu ce a discutat cu Edi legat de acest lucru. Da, imediat o să-l întrebăm. Ai văzut evoluția lui Chițu de aseară? Te-ai uitat la meci sau nu? Nu m-am uitat la meci, sunt sincer. Mm-hmm. Am înțeles, da. Nu m-am uitat, dar am văzut rezultatele, parametrii, performanțele și probabil că găsește răspuns și în meciul de aseară de ce n-a fost convocat. Chițu, da, am înțeles. Ce e cu Aieti? Are ruptură, leziune musculară. Și cât nu joacă? Sperăm să revină 2-3 săptămâni. A. Deci există șanse să nu joace anul ăsta totuși? Nu. Există, sunt șanse mari ca să revină Mania, să revină Camora, să revină Aieti, să revină Boban. Cristi, vreau să te întreb ceva. Ai cea mai mică. Bine, dacă ai oricum, eu te întreb. Noi avem informații la Fanatic că Deac este foarte deranjat de statutul lui de rezervă și e din ce în ce mai deranjat.
A fost în echipa titularilor în săptămâna premergătoare meciului, a jucat toată săptămâna în echipa titularilor, n-a fost băgat decât în minutul 80 și ceva, deși a fost scos la încălzire la 1-0 pentru Iași. Și înțeleg că aveți o problemă în vestiar. Deac, chiar și ceilalți veterani, Camora și așa mai departe, nu-l mai iubesc pe Mandorlini, iar Deac este chiar, ca să zic așa, pornit cu ghilimele de rigoare, pentru că el e un tip ok, dar foarte deranjat, se consideră umilit. Orice jucător care evoluează mai puțin, e normal să fie supărat. Este normal. Și aici este și rolul nostru, celor din conducere, atunci când apar nemulțumiri, să încercăm să discutăm, să mediem dacă există conflicte și în măsura în care există o asemenea situație, sunt convins că o vom rezolva. Adică e foarte supărat. E supărat pe tratamentul la care e supus. Adică i s-a părut incredibil să joace toată săptămâna în echipa titular, să-i se dea de înțeles că e titular și să fie introdus în minutul 80 ceva după ce s-a încălzit aproape un meci întreg. Adică deja se consideră umilit Deac la statutul lui. Și să-ți mai spun ceva. Și veteranii, pentru că vezi că aveți o problemă în vestiar, veteranii deja cârtesc că Mandorlini nu aplică aceeași unitate de măsură cu toți jucătorii și exemplu ar fi Deac, Vese, cum îl cheia, Taxidis, care s-a antrenat doar vineri și a intrat bine mersi titular. Asta deci, este diferența între noi și alte cluburi. La noi, atunci când joacă mai puțin sau se consideră nedreptățiți, jucătorii se supără pe antrenor, la alte cluburi se supără pe patron. Am înțeles. Da, vedeți, ai grijă, stați pe un butoi de pulbere. Vestiarul este scindat, să știi, în momentul de față. Unii sunt împotriva, sunt deranjați de Mandorlini, alții, cei care, doar atâta vreau să mai zic, doar cei care au fost aduși de Mandorlini, normal, sunt cu Mandorlini, cu ghilimele de rigoare în gașca lui Mandorlini și ți-am zis, asta s-a și discutat, de exemplu, și azi noapte, între cei care nu mai sunt de partea lui sau nu le mai plac, nu mai consideră că Mandorlini e drept, asta s-a discutat, de ce Deac n-a jucat, iar Taxidis doar cu un antrenament vineri a fost bine mersi titular. Că se fac nedreptăți, că Mandorlini nedreptățește jucătorii. Aici este rolul nostru și șansa noastră, celor din conducere, eu alături de colegii din echipa mea, nu am aplicat tratament preferențial față de niciun jucător. Și asta este un mare avantaj, pentru că avem respectul din partea fiecăruia, credibilitate, și avem șansa și posibilitatea să discutăm și să rezolvăm dacă există asemenea neclarități, să le rezolvăm. Există, sigur. Suntem foarte bine informați la Fanatic, să știi. Vedeți că stați pe un butoi cu pulbere, aduceți furtunele cu apă dacă nu vreți să explodeze vestiarul zilele astea. Suntem și pompieri în caz de nevoie și atunci... Ți se pare normal Deac să nu mai joace deloc în ultimul timp? Nu comentez legat de decizia antrenorilor, nu comentez la televizor sau în presă și atunci când am opinii, ți le pot împărtăși dacă vrei după ce închidem. Nu mă ajută, mulțumesc, dar, nu mă ajută cu nimic, ești drăguț, mulțumesc. Nu le fac publice pentru că nu există club în România în care să nu fie situații dificile. Puneți cașcheta de pompier că ți-am zis aveți incendiu în vestiar și crede-mă că avem informații pe ton. Jumate din vestiar, veteranii în frunte cu Deac și chiar Camora, din informațiile noastre, nu le mai place, sunt împotriva lui Mandorlini. Nu ar fi pentru prima dată când am stins incendii și mi-ai referit la veteran. Șansa noastră este că, întinderind lotul, situația nu mai e atât de dificilă, probabil, ca în trecut. Ah, interesantă declarație. Da, foarte interesantă. Zi, Andrei, ca să audă și Cristi. Da, am avut o discuție și chiar l-am întrebat pe Edi care e treaba cu Chițu și cu asta. Și mi-a spus prima, ca să dezamorseze orice fel de prostie, precum faptul că Aurelian Chițu n-ar fi monitorizat. Avem atât de puțini jucători de valoare în momentul ăsta încât o nemonitorizare nu intră în calcul. Problema este că
echipa națională, așa cum a construit-o Edi, joacă într-un anumit fel și într-un anumit sistem. Dacă ați văzut, de regulă echipa națională joacă cu un singur vârf. Acel vârf este un vârf care are mai degrabă profilul lui Pușcaș, al lui Bârligea, un jucător care să poată să țină mingea. Doar dacă vrei, doar Ali Bek poate să fie puțin diferit de ei. Dar ăsta este tipologia de jucător de vârf pe care o are ei. Mai în forță, adică. Exact. La Craiova, Chițu nu este acel gen de vârf. Uite, și aseară Chițu a jucat vârf 2, pentru că Blănuț a fost... El provine din aripă stângă, nu este postul lui de bază și nu... Lui e greu să câștige dueluri cu un adversar în campionatul României, dar minte cu un, eu știu, cu Cher sau cu cine ar trebui să joace, cu Elveția sau cu Israel. Deci din punctul ăsta de vedere, Edi caută un alt profil de jucător. Mai mult decât atât, spre deosebire de FCU Craiova, care e o echipă de posesie, o echipă care îi aduce multe baloane lui Chițu la Careu, la echipa națională a României nu are profilul ăsta de joc în competițiile astea europene de calificări. Noi suntem mai degrabă o echipă reactivă decât o echipă activă și atunci selecționerul caută pentru postul respectiv jucători de profilul lui Bârligea. Potrivesc pe filozofia lui. Mai mult decât atât, spre deosebire de Chițu, Bârligea are la activ dueluri internaționale. Bârligea s-a bătut cu apărătorii celor de la Adana. Bârligea a făcut un campionat european de tineret aici la București. E mai echipa tânăr. Națională e și mai tânăr, dar nu asta este neapărat principalul criteriu. Echipa națională joacă meciuri internaționale cu un anumit tip de jucători. Tu dacă nu te-ai întâlnit cu ei în ultima perioadă de timp, Chițu nu s-a întâlnit de mult, de când a plecat în străinătate cu ei, devine o cu totul altă problemă. Și îți mai spun încă una. A avut ghinionul să prindă o formă de moment într-o perioadă în care echipa națională României n-a avut meciuri amicale. Pentru că un jucător precum Paraschiv, să spunem, de la Sibiu, da? Paraschiv a fost încercat să vezi, domne, poate să fie tipul ăsta de vârf. Dar de ce? Pentru că am avut două meciuri cu Slovenia, cred, și cu Moldova, unul după altul, noiembrie, anul trecut, și atunci ai putut să-i vezi. Paraschiv chiar a intrat cu Moldova, a făcut penaltia, a dat și gol cu Moldova. Dar asta nu e suficient, apropo, și de cifrele pe care anumiți jucători le au. Că le ai într-un anumit context, cu anumiți adversari. Deci una peste alta, la Chițu... Acestea sunt explicațiile fotbalistice pentru care a fost preferat Bârligea. Da, și dacă tot am deschis subiectul ăsta aseară cu el, cred că am stat aproape o oră de vorbă cu el, l-am luat la fiecare post. Cu selecționerul? Cu Edi, da, și am vorbit și a fost deschis și mi-a explicat de ce a luat anumite decizii. Dacă avem timp, o să le și discutăm. Am înțeles, da. Că da. O să mă auzi, Chris? Nu face sens și aș mai adăuga un argument. Sunt convins că are aprecieri și Andrei și selecționerul și eu am și toată lumea fotbalistică are aprecieri legat de jucătorul Chițu de la Craiova. Un avantaj și sunt convins că selecționerul, federația are planuri și pe termen mediu sau lung, un avantaj în favoarea lui Bârligea, care este de valoare apropiată, să spunem, cu Chițu, profilul ușor diferit, este vârsta. Da, cu siguranță. Dar oricum, aprecierile lor fotbalistice sunt convins că există. Eu am o apreciere, dacă vrei, morală, pentru că am ascultat flash-ul lui de după meciul de aseară și nu este primul. Evident că jurnaliștii încearcă să scoată de la el punându-i 3-4 întrebări. Normal, să scoată puțină benzină, na. Da, nu, aici eu înțeleg că fac parte. Ar fost culmea să ajung să nu mai înțelegi. Nu, dar rezistența lui Chițu la acest tip de întrebări m-a făcut să-i descriu un profil moral foarte frumos, pentru că omul a spus foarte clar: domne, înțeleg, știu. Da, sunt nu, ok. Da, sunt da. Ok, n-am Cristi, niciun fel de problemă. Cristi, o să-l sun după emisiune pe Edi și o să-l rog, nu, hai că nu o să-l rog, că sună, dar o să-l recomand pe Mogoș, să știi, pentru echipa națională.
E într-o formă de zile mari, mi se pare. Un jucător capabil. Am vorbit și cu Mogoș și despre Mogoș. Nu, o să vorbească Andrei și despre Mogoș. Aș dori să închei încă o dată. Nu, nu, doar atât. Credeam că mulțumești. Rugămintea sau dezamăgirea, mai exact, și Andrei, nu știu care este opinia federației legat de acest subiect, nu mi se pare potrivit. Nu ajutăm selecționerul. Nu mi se pare nici profesionist să, ca o persoană implicată la un club, să denigreze un jucător convocat de la o altă echipă și să spună că merita să fie convocat jucătorul de la echipa lui. Faceți raport, dacă sunteți deranjat. Sunt de acord să vii și să afirm că merita și jucătorul echipei tale să fie convocat, dar să denigreze alt jucător mi se pare total neprofesionist. Cristi, tot de latura morală ține și asta. Tot de caracter ține și chestia asta. Adică poți să contești. Da. Eu sunt unul dintre Cristi, cei care am înțeles perfect, da. Am înțeles lucruri, perfect. Da? Să vii cu argumente și să ai anumite limite. Am înțeles. Deci e ok, da, cu Mogoș, dacă îl rog pe selecționer să joace titular, că ți-am zis e în formă. Mi s-a părut la ea și în formă mare. Păi, vorbește cu Andrei acolo și o să-ți spună care au fost argumentele. Am înțeles. Da. Și ție ți se pare în formă, nu? Nu comentez prestațiile jucătorilor. Deci, crede-mă, de mult n-am mai văzut un jucător așa slab. Să te facă cap o clătită, să greșești la aproape toate golurile. Practic, ați pierdut din cauza lui Mogoș, în primul rând. Am pierdut din cauza echipei. Nu. Da, și în frunte cu Mogoș. Ți-am zis, arăt degetul ăla în jos, ca să zic echipei, așa. În cauza echipei, în frunte cu antrenorii și cu managementul care... Da, dar fără deac. Vezi, nu e în frunte cu deac. Hai, mersi frumos. Să fiți sănătoși. Sănătate. Bun, hai să mergem și la Gabi Savta și să vedem care sunt reacțiile după victoria frumoasă a lui Kosovo de aseară. Gabi, salut, ești în direct. Bună dimineața, prieteni, vă spun tuturor. Așa este, încep cu reacțiile presei din Israel, Kosovo și Elveția după meciul din Priștina. Mi-a plăcut, cum ai zis, victoria frumoasă a celor din Kosovo. Da. Ne-a adus bucurie. Blocați în noroi, așa a titrat ziarul sportiv online israelian One. Blocați în noroi. Naționala s-a predat în Kosovo, jucătorii lui Hazan s-au chinuit în Mocirla de la Priștina și au început seria jocurilor cruciale cu o înfrângere. Revivo eliminat, iar lui Glazer trebuie să-i mulțumim, puteam primi mult mai multe goluri, scriu izraelienii. De altfel, portarul Glazer a primit în acest ziar cea mai mare notă, 8. 7 jucători au fost notați cu nota 4 de presa din Israel. Nu așa am sperat să începem seria de 4 meciuri. Speram ca poporul să fie fericit cu o victorie, dar terenul impracticabil ne-a creat mari probleme. În plus, am avut ghinion cu accidentarea lui Eschel și că adversarul a fost mai bun, concluzionează publicația One. După meci, Alon Hazan a spus că povestea nu s-a terminat. Sigur, suntem triști pentru că nu am adus bucurie oamenilor, dar mergem mai departe, vom încerca să învingem Elveția, a spus Hazan, care a adăugat ce s-a întâmplat în țară nu ne-a creat probleme în joc. Dimpotrivă, ne-a făcut mai puternici. Am și dominat copios repriza a doua, dar nu ne-am putut concentra la finalizare. Nu folosesc terenul ca o scuză, ne gândim la Elveția. Asta e alt antrenor din ăla de genul care, pe care când îl auzi că au dominat copios, îți vine să-l întreb dacă a fost al meci. Dacă el a fost cumva la meci. Asta copios, pot să spun că în anumite momente ai încercat să domini. Dacă ai dominat copios Kosovo, mă rog. Da. Oricum, el a zis civilizat că nu folosește, fair play a fost, nu folosește terenul ca o scuză. Adversarul a fost în multe momente mai bun, dar el se gândește la Elveția pe care vrea să o învingă, pentru că povestea nu s-a terminat și el mai spune că jucătorii vor avea timp să se și antreneze împreună, ceea ce nu s-a întâmplat înaintea meciului cu Kosovo. Uh-huh. Zahavi a dat și el declarații și a spus că s-a jucat nu pe un gazon de fotbal, ci pe un teren unde plimbi porcii. Așa a zis Zahavi, care crede și el în continuare în calificare. Dar am văzut, li s-a rupt capitanul? Da. Nu? S-a accidentat. Nu era capitanul? Sau? Eschiel. La, cred că părea că s-a rupt bine, adică cred. Da. Adică nu cred că mai joacă. Nu, Eschiel este scos din lot în momentul ăsta. Plus un cartonaj roșu binevenit în minutul 90. Revivo.
Da. Plus un cartonaj roșu binevenit, ca să zic așa. Păi, Maus ar putea să nu mai aibă cu cine să joace până la meciul cu noi. Nu, spunea 31. Da. Că au timp să antreneze. Pe când? Că azi și mâine facă și miercuri. Ce să zică și bietul selecționerilor? Miercuri joacă. Când să mai se antreneze? Că astăzi ajung în Ungaria. Depinde de strategie. Pentru că să joace cu altă echipă. Dacă nu vor folosi cu Israelul echipa... Nu, cu Elveția. Cu Elveția, echipa pe care o vor folosi cu noi, da. Pot avea... No, ei vor sacrifica meciul cu Elveția, n-au nicio șansă. Da, pentru că ei vor sacrifica, pentru că finala e cu România, e clar. Da, eu aș spune că procentele lor de calificare rămân în continuare mari, pentru că dacă ei câștigă cele două meciuri cu România și cu Andorra, au șanse, în cazul în care noi nu învingem Elveția la București, au șanse să se califice chiar dacă pierd primele două meciuri cu Kosovo și cu Elveția. Adică consider că... Bine, nu consider că au prima șansă totuși? Nu. Au spus că au procente. Dar au șansă, da. Acum nici șansă, nici Elveția nu mai are pe primi. Dacă bate și noi, Gabi, eu cred că ei vor sacrifica pe logică meciul cu Elveția. Eu cred că asta vor face. Pentru că finala e cu România. Nu rezolvi nimic, te duci cu echipa și așa s-o obosiți, pentru că m-am uitat la partidă. N-au stat în picioare, să știi, în multe momente israelienii, lăsând la o parte terenul, într-adevăr. N-a fost antrenamentele. Așa, da, exact. Mi s-a părut că se vede că nu joacă mulți dintre ei, să știi. Se vede că au probleme, că nu au avut continuitate. Adică n-am mai văzut acel ritm cum a fost înainte la Naționala Israelului. Nu am mai văzut acel ritm. Și dacă joci și cu Elveția, cu aceeași echipă cu care vrei să joci cu România, n-ai cum fizic, Gabi, nu ai cum, că nu ești Hulk sau Superman, mai înțeles? Sigur, nu mai vorbesc dacă ți se mai rupe vreun jucător cu Elveția. Eu cred că vor sacrifica meciul cu Elveția. Sigur că terenul a creat mari probleme, dar eu am simțit și o presiune pe jucători. Se grăbeau în orice moment al meciului, da. Nu numai când au fost conduși sau grăbit. E și presiunea de a oferi o bucurie oamenilor de acasă, exact. Îți dai seama. E o presiune dublă, nu doar fotbalistică, ci și socială. Exact. Ceea ce pentru noi este foarte bine, pentru că și eu am văzut precipitați, observația ta e foarte corectă. Am văzut o Națională a Israelului extrem de precipitată, ceva de genul nu se poate, trebuie să scoatem pentru oameni, trebuie să facem ceva, trebuie să aducem o bucurie poporului, cam așa mi s-a părut, știi? Da, ceea ce spuneți voi, ca o misiune, ai zis bine, care misiune care trebuie neapărat îndeplinită. Da, dar raportat la teren, într-adevăr, așa e, terenul e groaznic acolo, dar exact același teren l-am avut noi, pentru că s-a întâmplat și înainte de meciul cu noi să plouă torențial și e un teren care nu are un drenaj foarte bun. La noi s-a pus problema să se amâne, dacă vă mai aduceți aminte, da, să se amâne fie câteva ore, fie cu o zi, disputarea meciului, deci practic, din punctul ăsta de vedere al terenului, și noi și ei am jucat în aceleași condiții. Da. Da, te rog, Gabi. Aș vrea să spun că ziarul One i-a provocat pe israelieni la câteva sondaje. Dacă echipa lor se mai califică, 71% nu mai cred în calificare. 71%. 53% cred că Hazan a făcut... Să le dea și la jucători să citească sondajul ăsta în vestiarul Israelului. Da. Nu cred că vor citi. 53% cred că Hazan a făcut greșit echipa și schimbările și 72% au fost de acord cu venirea lui Zahavi. Atenție, 66% consideră că de vină a fost terenul prost de la Priștina. Uh-huh. Presa din Israel condamnă gestul kosovarilor care au fluierat imnul Israelului. Se scrie, am crezut că imnul nostru, Hatik, va fi tratat de această dată cu mult respect după masacrul din ultima lună. Noi am cântat ca niciodată, fiecare jucător a trimis câte o jumătate de inimă pentru Israel, dar gazdele au fost insensibile și au scandat cu dispreț în timpul imnului. Rușinos, au titrat cei din Israel. În replică, presa din Kosovo scrie că israelienii au înțeles prost acel moment, că de fapt ei, kosovarii, au aplaudat și că au fost urale, nu fluierături sau huidueli. E bine, eu am văzut un video postat din acel moment. Israelienii au dreptate. Au fost multe huidueli în timpul imnului lor. Cât privește Gazeta Express din Kosovo, titrează că Naționala Kosovo, plină de probleme în efectiv, zâmbește după victoria cu Israel obținută pe un teren greu, criticat mai ales de oaspeți. Selecționerul kosovarilor, Primoj Glia, a spus: am avut multe ocazii, dar pe acel teren era foarte greu. Dar oricum ne-am creat multe șanse de gol, ceea ce înseamnă că suntem o echipă bună. Deja ne gândim la meciul din Elveția
Știm că va fi greu, dar încercăm să învingem, a spus antrenorul Kosovo. De victoria lui Kosovo se bucură și elvețienii, care au scris că fără să joace se apropie de calificare la Euro. Elvețienii menționează ăștia, faptul că ăștia la elvețieni a devenit un laimotiv asta. Fără să jucăm, ne calificăm. Ăsta este motoul. Da. Fără să jucăm, ne calificăm. Da, și au mai dat același timp. Imediat au jucat cu Belarus și au făcut egal. Da, după ce au exact. Când au spus că n-au jucat și au rămas pe primul loc, acum spun că n-au jucat și sunt aproape calificați. Interesant e că ei spun că o victorie miercuri îi califică la Euro, iar noi le urăm mult succes miercuri în meciul cu Israel. Spaniolii sunt îngrijorați de accidentarea suferită de Vedat Muriqi. Bine, nu toți spaniolii, fanii echipei Real Mallorca. Toți s-au speriat când au văzut cum iese Muriqi de pe teren accidentat în minutul 66, ajutat de doi medici. Trebuie spus că în Spania s-a și amânat meciul Mallorca împotriva lui Cadiz, tocmai pentru că ar fi lipsit Muriqi. Alexandru Mățan, prieteni, a dat un gol și o pasă de gol. Mățan a ajutat-o pe Columbus Crew să ajungă în sferturile de finală din MLS. Columbus a bătut noaptea trecută pe Atlanta cu 4-2, s-a calificat în sferturi după 2-1 scor general. În sferturi, Mățan și colegii se vor înfrunta cu Orlando City pe 26 noiembrie. Mățan a fost înlocuit în minutul 94 pentru un standing ovation. Vreau să, Gabi, scuză-mă, doar o paranteză. De noi scrie ceva presa israeliană, apropo de... Nimic. Nimica, nu? Deci nimic de România, nu? Nimic. Se concentrează pe Elveția, nu? Clar, următorul meci e cel mai important. Okay. Ei au o singură poză, am văzut, în ce privește România, era o poză, o captură dintr-un meci cu România la capitolul calcule, când făceau calculele calificării. Uh-huh. Da, încă două, trei știri scurt. Napoli schimbă antrenorul astăzi, după eșecul de acasă cu Empoli. Președintele De Laurentiis a intrat la pauză în vestiar, a vorbit direct cu jucătorii, fără să-l intereseze de Rudy Garcia. După meci, noaptea trecută, conducerea lui Napoli s-a reunit într-un hotel pentru a decide viitorul antrenor. Chiar dacă la partida cu Empoli, Fabio Cannavaro a stat chiar lângă De Laurentiis, azi noapte târziu presa napoletană îl anunța pe Igor Tudor, noul antrenor al lui Napoli. Rămâne ca astăzi să se definitiveze detaliile contractului. Meciul sfârșitului de săptămână a fost Chelsea-Manchester City. Da. Pochettino cu Guardiola a terminat... Fabulos! 4-4. Incredibil joc! Al cincelea meci din istoria. 4-4 ca la teatru. Exact, exact. Cred că acesta e și titlul oferit de Silviu Gering. Incredibil a fost al cincelea meci din istoria fotbalului britanic, termina 4-4. Fotbalul a câștigat, a spus Guardiola. Pochettino și-a cerut scuze pentru ieșirea nervoasă la adresa arbitrului de la final. Ce meci, a scris Gary Lineker, la fel Michael Owen pe rețele de socializare. Haaland a dat 2 goluri, are 49 de goluri în 47 de meciuri, 69 în 71 de partide. Thiago Silva, la 39 de ani, a devenit cel mai bătrân marcator al lui Chelsea. Sterling a marcat contra fostului club, iar Palmer pleca și el de la City, a egalat în prelungiri din penalti. Palmer a dat 4 goluri pentru Chelsea din 4 penaltiuri, iar acum Chelsea are 4 victorii, 4 egaluri, 4 înfrângeri după acest 4-4. În acest sezon, Chelsea a făcut egal 1-1 cu Liverpool, 2-2 cu Arsenal, a spulberat-o pe Tottenham 4-1 și a venit acest 4-4. Până la urmă, miliardul investit începe să se simtă. Cine n-a văzut meciul, trebuie neapărat să-l caute. Cine l-a televizat în România ar trebui să-l pună în grilă zilnic în reluare. Mă uitam la cum îl cheamă pe puștul lui Chelsea, care și egal. La Chelsea, pe puști, pe... Palmer. Mă uitam la Palmer, da, așa, mă uitam la Palmer, ce fotbalist. Este incredibil pentru mine cum Guardiola a fost de acord ca acest fotbalist să fie transferat la Chelsea. Pentru mine asta este incredibil la nivelul lui Guardiola. Și mă uitam, apropo de bețe și de alea, este fix Stavi Popescu, nu mai plânge, driblează pe acolo, că înainte să egaleze a făcut faza aia, înainte să egaleze din penalti, a făcut faza aia superbă în care a trecut de 4 jucători de la City și a respins-o portarul lui City. Faza în care i-a croșetat, a intrat în careu și n-a mai avut loc să penduleze piciorul. Știi? Și practic a împins mingea, dar a scos-o goalkeeperul lui City și mă uitam ce stixuri are și nu mai ce nimeni că e slăbănoc și joacă de rupe și nu mai plânge și nu se mai lamentează și a executat penaltiul de 4-4 cu un calm de jucător de 30 de ani.
și să-l pună să bată penalti în prelungire este mare. Nu, mare dar treabă. Nu, cum să spun, încă o dată, Gabi, încă o dată. Încă o dată, are același fizic al lui Tavi Popescu, sau aproape, hai să nu... Dar la fel e, ca Tavi Popescu, n-are mușchi pe el, n-are... Deci cum să spun tot așa, slăbănog, înțelegi? N-are nicio problemă să joace fotbal și noi plângem. Nu e, domne, că e slab, dar Tavi Popescu, de-aia nu joacă săracul. Să mai pună masă. Uitați-vă la băiatul ăsta, la Palmer. De când a început sezonul, pictează la Chelsea, da? Cu acelea stixuri ca Tavi Popescu. Deci n-are nicio legătură. Totul ține, Gabi, aici, la căpățână. Totul e la căpățână. Restul-s povești. Două, trei meciuri. Îți dai seama să fii plâns puțin după meci, că n-au făcut decât 4-4, să bâzie puțin. Mă auzi? Îi dădeau dochierii aia de la... Bine, aia la Chelsea nu-s dochierii, aia-s aristocrați, dar îi dădeau aia, alergau puțin, îi dădeau niște... Te rog, Gabi. Și cred că dacă mai prinde două, trei meciuri ca aseară, Palmer ajunge la nivelul lui Tavi Popescu. Și nu o să mai rupă nici panourile publicitare din spatele porții, cum a făcut Avi. Ăsta rupe plasele, Palmer. Da. Profit de faptul că este Andrei Vochin în studio. O interesantă abordare în relația antrenori-arbitrii au spaniolii. Mâine, toți antrenorii din prima diviziune se întâlnesc cu toți arbitrii din Spania. Nu e prima oară când se întâlnesc, s-a mai întâmplat în august, înaintea campionatului. Astfel, antrenorii vor putea discuta direct cu arbitrii anumite decizii controversate, vor înțelege poate mai bine aceste decizii luate de arbitri în timpul meciurilor. Ideea e că de miercuri fiecare ar trebui apoi să-și vadă de treaba lui, a spus șeful arbitrilor din Spania. Uite, îmi scrie Vlad Roșca, Thiago Silva la penalti la 4-4, la 4-3, așa, la 39 de ani s-a întors cu spatele la faza penaltiului, iar copilul ăsta, Tavi Popescu al lor, da, Tavi Popescu de la Chelsea l-a executat cu sânge rece, iar Thiago Silva la 39 de ani s-a întors cu spatele, ca să înțelegi, da, cam despre ce discutăm. Apropo, felicit pe Vlad, este fan Chelsea și mă bucur și pentru el, pentru acest egal din finalul meciului, da, ca da, și de victoria. Ce să mai, îți dai seama, nu mai putem acum de Chelsea, da, domnul Roșca, că e Roșca, e fan Chelsea acum, mai înțeles, da, dacă erau tari, trebuia să-i bată pe City, da. Gabi, rămâi puțin, te rog, că l-avem pe domnul Rotaru la telefon. Rămâi puțin. Bună ziua, domnul Rotaru. Bună ziua. Bună ziua și felicitări pentru debutul cu dreptul. Felicitări echipei și noastră, antrenorului. Cum vi s-a părut primul joc? E adevărat, din scurt, că nu, mare lucru nu cred că a putut să facă noul antrenor. Dar care-s primele păreri după prima partidă? 3 puncte. Asta era important. Asta știu că... a fost scopul lui Mister. A zis, indiferent de situație, noi trebuie să câștigăm 3 puncte astăzi, după care ne așezăm ușor, ușor și rezolvăm toate problemele pe care le-am identificat sau le vom identifica. Da, 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 pentru că e clar, adică n-avea mare lucru ce să facă, ce putea să facă omul, acum serios. Nu avea... Dar a fost bine pentru că și-a luat învețiat, și-a luat deciziile care s-au impus, iar din punctul meu de vedere sunt în asentimentul lui 3 puncte. Da, asta e cel mai important. Cum vi s-a părut jocul? Cum vi s-a părut echipa? Am început foarte bine. Vă zic, chiar am și înscris repede, după care Colic și ocazie mare, Ivan ocazie mare, am pierdut posesia în ultimile 10-15 minute prima repriză, după care sigur au mai fost niște contre în repriza a doua, dar nu ne-au pus probleme. Excepând acea fază judecată de VAR, nu cred că s-a pus vreo secundă la îndoială. E adevărat, nu am dominat categorii meciul, dar se întâmplă. Fotbalul românesc este un fotbal foarte echilibrat. De sus în jos și de sus, și de jos în sus. Da. Și, păi uitați ce se întâmplă. Uitați ce se întâmplă. După părerea mea, exact cum ați spus, faptul că ați luat 3 puncte într-o etapă în care mulți s-au împiedicat, e cel mai mare succes până la urmă. Da, pentru că noi acum, în primă fază, ne uităm pe locul 3. Suntem pe locul 4 și primul obiectiv este să urcăm pe locul 3. Da, corect, corect. Mă uitam, trebuie să mai lucreze totuși la apărare, pentru că ocaziile lui Dinamo au venit domnul Rotaru nu pe vreun joc slab al Craiovei, pe niște bâlbe care totuși n-au ce căuta la nivelul ăsta în apărare. Nu sunt analist. Da, nu mă întrebați pe mine. Nu, comentăm. Nu, adică, practic, ați făcut niște cadouri. Nu că Dinamo... Asta nu le discutați cu mine, asta le discutați cu staful tehnic. Nu, eu sunt în măsură să vă spun dacă mă bucur sau nu mă bucur de cred că sunteți mulțumit una peste alta că ați câștigat.
Da, cu emoții, da, pentru că nu am avut, să spunem, un avantaj confortabil astfel încât să stăm relaxați, dar important este că am câștigat și că plecăm la un nou drum, pentru că de fapt ăsta este mesajul nostru și către suporteri și către tot ceea ce înseamnă familia Universității Craiova, că am plecat la un drum nou. V-a plăcut întrebarea aia de la conferința de presă? Va avea mână liberă antrenorul? Da, știu că nu discutăm așa de... Doamne, dar cum să pui o tâmpenie de întrebare? Dar și cu Rotaru acolo? Și cu antrenorul și cu Rotaru? Adică, sincer, mi s-a părut exagerat. Nu, chiar trecem peste. Da, da. Atitudinea cum vi s-a părut a băieților? Atitudinea a fost bună în toate meciurile. Atitudinea a fost bună inclusiv începând de la meciul cu Rapidul. Am avut o atitudine bună, chiar dacă rezultatele nu au fost cele scontate. Nu poți să spui că este un jucător care să nu-și dorească, care să... nu vrea să câștigăm, care nu se pregătește bine. Dar de asta am și făcut această schimbare la nivelul băncii tehnice pentru a putea câștiga mai mult. Aici poate să aducă, aici să zic așa, are niște aturi noul antrenor, este un tip care, cum să spun, scoate tot ce e mai bun din jucători? E un campion. Gândiți-vă că el cu Bosnia Herțegovina a câștigat grupa Ligii Națiunilor, când ne-a și bătut pe noi cu 1-0. A câștigat campionate cu Ludogoreț. A fost antrenor la Dinamo Zagreb, care pentru mine Dinamo Zagreb este modelul de succes al unui club din estul Europei. Serios? N-am știut, vă rog. Da, Dinamo Zagreb, din punctul meu de vedere, este cel mai important club la nivel de organizare, la nivel de ceea ce înseamnă fotbalul, ceea ce înseamnă viața unui club de fotbal. Dinamo Zagreb, except în relația cu suporterii, în rest este cel care stă cel mai bine. Care vinde cel mai bine, care are o academie foarte puternică, care joacă în Champions League din când în când, care joacă în grupele europene aproape întotdeauna. Asta e modelul și pentru dumneavoastră, nu? Eu dacă aș putea să aleg, să zic, uite, asta vreau peste noapte la Craiova, Dinamo Zagreb ar fi. Am înțeles. Ați avut sincer emoții la VAR când s-a judecat faza? Nu. Și cred că dacă s-ar fi trecut de faza cu Hențu, cred că ar fi fost offside următoarea. Dar VAR-ul bănuiesc că protocolul este lei în ordine, da? E că nu s-au pronunțat pe offside până nu s-au pronunțat pe prima fază, Hențu. Deci cred că acolo, dacă ar fi trecut, n-ar fi fost Hențu, dar Hențu a fost clar, cred că s-ar fi anulat pe motiv de offside. Mm-hmm, da, și eu cred că asta s-ar fi întâmplat. Dar asta zic, ați avut emoții? Nu, una peste alta. Emoția e întotdeauna. VAR-ul de asta este VAR, da? Ca să verifice o potențială infracțiune, da, sau contravenție. Pentru că ar fi fost, cred că ați fi fost extrem de frustrați cu toții dacă suntem la egal. Cred că aveam forța, chiar dacă se știe acolo, cred că aveam forța să scriem. Să întoarceți. Să știți că mie mi-a plăcut în multe momente echipa. Bine, nu înțeleg, e fotbal până la urmă, vorbim de oameni, nu înțeleg de ce n-ați putut să mențineți primele 20-25 de minute excelente în care chiar v-ați subordonat echipa, să-l citesc pe Ilie Dumitrescu, așa, dar probabil că la lucrurile astea se va lucra, pentru că primele 20-25 de minute ați arătat ca o echipă cu adevărat cu pretenții, o echipă puternică, domnul Rotaru. La fel cum am arătat și cu Rapid în prima repriză, când golul lor a venit de undeva de nicăieri, pe o dominare a noastră totală. Cred că de asta și domnul Șucu a spus că cea mai puternică echipă care a venit în Giulești în acest sezon suntem noi. Da, da. O luați pas cu pas, da? Nu vă gândiți la titlu, încetul cu încetul. Întâi și întâi să ne consolidăm poziția locului 4 și în același timp să ne uităm spre poziția a treia. Știți ce mi-a mai plăcut ieri? Foarte mult. Atitudinea lui Ivan mi-a plăcut ieri. Mi s-a părut un Ivan reîncărcat. Da, cred că a alergat 12-13 km aseară. Adică nu n-a fost doar o impresie de-a mea, nu? Nu, n-a avut realizări. Ok, a făcut o fază frumoasă acolo. Putem să spunem că a avut puțin ghinion, dar în schimb, din ceea ce înseamnă atitudinea și risipa de efort, chiar e de apreciat. Dar nu numai la el, toți au... Da, eu am vorbit de Ivan, că știți cum e, la un moment dat se crease chiar un caz cu Ivan, dar mi s-a părut un Ivan care și el parcă s-a resetat ieri. Chiar dacă n-a avut realizări, mi s-a părut genul ăla de jucător care chiar ajută echipa și chiar a tras Ivan. Mie mi-a plăcut mult Ivan aseară. Da, este, pentru toată lumea este un nou început. Asta vroiam să zic. Senzația mea a fost că pentru toată lumea un nou început. Adică până la urmă cred că șocul ăsta practic ați vrut să faceți cred că și un șoc, nu, domnul Rotaru? Că se intrase așa într-o zonă din asta proastă, ca să zic așa, și psihic la echipă. Așa mi s-a părut.
nu ăsta a fost scopul meu. Scopul a fost să reconstruim Clubul Universitatea Craiova din punct de vedere sportiv. Uh-huh. Sigur că aceasta este o consecință. Există șoc în momentul când schimbe antrenorul, de obicei este pozitiv. Uh-huh. Așa a fost și la noi. Uh-huh. Ce vroiam să vă întreb, una peste alta, v-am zis, apropo, mi-a plăcut și Demitriță ieri. Mi s-a părut și Mitriță parcă reîncărcat, domnul Rotaru, nu știu care e părerea noastră, dar și Mitriță mi-a plăcut. Da, pentru toată lumea, așa trebuie să o privim, este un nou început. Bine, doar pentru Colici nu e un nou început. Avem pentru toată lumea și pentru Colici, pentru și Colici a făcut un tip de efort. Ok, a ratat acolo, dar a ajuns în situație de a înscrie pentru absolut toți. Este și o melodie a celelalte cuvinte, cu un sfârșit e un început. Da, 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 mai duceți-l pe la biserică pe Colici, nu se poate. Deci aia am văzut-o în poartă, nu se poate să rateze acolo, în film. Asta e. Fotbal. Au fost, fost rateri mai mari. Chiar, chiar în campionatul nostru au fost rateri mai mari. Așa este. Le-ați dat drumul la salarii? Da, acum se plătesc salarii. Deci s-a ridicat, să zicem așa, mica pedeapsă. Păi dacă e un nou început, o facem din toate punctele de vedere. Nu pot să Da. Și eu să nu fac. Da, s-au plătit salarii. Cum vi se pare campionatul, domnul Rotaru? Foarte interesant, foarte strâns. De asta cred că problemele sunt la noi, la celelalte echipe, adică nu există o echipă care să domine. Aseară FCSB-ul gata să facă egal după ce a condus cu 2-0. CFR-ul a fost 25 de minute spulberată la Iași, după care am avut un meci spectaculos. Rapidul șanse mari să ia bătaie la Tepsi. Noi am avut 1-0, putea să se întâmple orice. Dintr-o neatenție într-o greșeală, așa cum a fost faza golului anulat cu VAR. Deci e un campionat foarte, foarte strâns. N-aș spune că avem o favorită la titlu. E foarte, foarte dificil. Azi noapte am primit niște informații pe surse și vroiam să vă întreb, FCSB-ul și dumneavoastră, Universitatea Craiova, ați fi interesați de Luis Felipe de la Iași. E ceva adevărat? Nu puteți să mă întrebați pe mine de ce, dacă nu, e adevărat. Nu, 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 nu. Ei, nu. Înțelegeți ce vreau să zic. În acest moment nu suntem în faza în care să ne uităm astăzi după jucător. După ce își va face o evaluare a lotului, se va decide ce poziție trebuie să acoperim. Uh-huh. Luis Felipe joacă stânga centru, nu? Da. În stânga știți foarte bine că sunt supraaglomerați. Și în centru suntem o idee supraaglomerați. Și atunci nu cred că ar putea face obiectul astăzi. Da, am înțeles. Veți mai face transferuri în iarnă? Este o întrebare nonsens. Nu, e o întrebare care știți cum e, trebuie să vă pun mereu, că după aia mă trezesc mâine că apare nu știu unde, că s-a transferat Craiova pe nu știu cine și zic, dar de ce nu i-am pus întrebarea nonsens domnului Rotaru? Echipa de fotbal este, componenta echipei de fotbal este dinamică. Întotdeauna ea trebuie să aibă, să se restructureze, pleacă unul, vin doi, pleacă doi, vine unul. Am înțeles. Bun. Acum că va fi în iarnă, cât vor pleca, cât vor veni sau va fi în vară, contează foarte mult și evaluare. Corect. O ultimă întrebare, domnul Rotaru. V-a deranjat postarea lui FCU? Nu știu despre ce vorbiți. Ei, nu știți. Cum? Nu. Că e dita mai scandal. Nu știți? Chiar nu știu despre ce vorbiți. Deci cei de la FCU au prefațat meciul cu FCSB de aseară, făcând o postare... Ba da. Foarte tare au... Lorena s-a supărat foarte, foarte tare. Dar acum vreau să înțeleagă foarte cine bine. S-a supărat? Cine s-a supărat tare? Lorena. Așa. Pentru că întotdeauna am evitat să marketez strategiile, tragediile. Și aici lucrurile sunt foarte clare. Ilie Balaci a ținut cu Universitatea Craiova. Ilie Balaci nu a fost nici măcar la un meci la cealaltă echipă din oraș. La un meci nu a fost. Ilie Balaci, în schimb, a mers în deplasări, la Călăraș, la Voluntari, la, cred că la Afară. A mers în deplasări Universitatea Craiova. În momentul în care se înființase cealaltă echipă, adică după 2017, ceea ce fac ei, au profitat de faptul că noi am tăcut. Dar aceea este o minciună. Nu. În prima fază, în momentul în care a fost schisma în 2013, să spunem, Ilie Balaci a spus că va lăsa
publicul să decide când cine va fi Universitatea Craiova. Este adevărat că el a spus că dacă în acest moment nu se pronunță, că Universitatea Craiova, clubul sportiv, că l-a jucat la clubul sportiv, dar că cealaltă, să spunem, că are continuitate din punctul lui de vedere. În momentul în care cealaltă echipă a intrat în faliment, pentru Ilie Balaș n-a existat decât o singură Universitatea Craiova. Uh-huh. Pentru că el a considerat că cea care pentru unii a fost continuatoare a murit și nu mai există. Și în acel moment a venit la... Cred că un singur meci a lipsit acasă pe Oblemenco. Uh-huh. Dar a fost în deplasări. Mă suna când am câștigat la Călăraș, eu eram plecat din țară și mi-a zis: Mihai, nu mai veni, că noi câștigăm. Dacă tu stai departe, suntem norocoși. Uh-huh. Ilie Balaș a luat nepotul și l-a adus la Universitatea Craiova pe stadion. Nu l-a adus nici în Liga 4-a, nici în Liga 3-a. La echipa înființată în 2017. Așa că ceea ce fac ei au făcut doar să profite de faptul că noi nu am vorbit. Dar în acest moment vorbim. Ceea ce au spus ei că Ilie Balaș a fost alături de ei este o minciună. Pentru Ilie Balaș, echipa din 2013 a murit la faliment și a fost închisă. Din acel moment, el a fost doar cu Universitatea Craiova. Uh-huh. Dar ce înseamnă că au profitat că voi tăceți? La ce vă referiți? Că nu am vrut să marketăm moartea lui Ilie. Nu am vrut să-l punem, să-l aducem în ceea ce înseamnă o dispută pentru identitate. Am considerat că nu este etic, nu este moral. Uh-huh. Dar astăzi nu mai tăcem. Am înțeles și spuneți de asta ați ales să spuneți public aceste lucruri, nu? Apropo de Ilie Corect. Balaci. Ilie Balaci, din momentul în care societatea cealaltă deținută a intrat în faliment, pentru el Universitatea Craiova a fost una singură. Și a mai spus întotdeauna un lucru, când ceilalți se apropiau, să spunem, să vină spre Liga 1. A spus: publicul va decide care e universitatea. Și publicul a decis. Uh-huh. Da. Și a cred că asta vedeți și în asta, că publicul a decis. Nu trebuie să... Da. Deci Lorena supărată rău, de ce s-a întâmplat? Foarte supărată, pentru că asta au făcut, au marketat în Ailie, pe fals. Adică, să spunem așa, în Ailie a jucat pe fals aseară, în acea poză. Uh-huh. Da. Bine, am văzut că, cum să spun, în continuare starea de război cu ghilimele se persistă. Am văzut că și domnul Mititelu v-a atacat iară zilele trecute după meci. Chiar nu mă interesează. Noi facem fotbal. Credeți că o să vă împăcați vreodată ca oameni, domnul Rotaru? Eu nu m-am certat cu nimeni. Și nici o să mă cert vreodată. Noi nu suntem în război. Ceilalți sunt în război. Sunt în război cu alții. Am văzut că sunt în război între ei. Noi nu avem război cu nimeni. Noi jucăm fotbal. Mm. Noi avem terenul de joc. Noi avem suporterii pentru care jucăm. Avem orașul pentru care jucăm. Nu ne interesează să ne războim cu nimeni. Și războaiele nu au făcut niciodată bine. Asta e clar. Dar credeți că vreodată voi ajunge să vă mai dați mâna? Eu sunt deschis la absolut orice variantă. Să ne dăm mâna, să unim echipele, asta este exclus și a fost întotdeauna exclus. Noi am spus-o de la început. Nimeni din clubul nostru nu a vorbit vreodată despre o fuziune. Dar timp despre ei totdeauna. Acum când au văzut că nu se pune problema, au început să zic că noi nu vrem fuziune. Păi v-a întrebat cineva? Mm-hmm. Da, nu, dar eu v-am întrebat ca oameni dacă o să mai încerc să dați mâna, nu să faceți fuziune. Nu am probleme cu absolut nimeni. Atâta timp cât păstrează dialogul la un nivel civilizat, discut cu oricine. În momentul când coboară foarte, foarte jos, n-am cum să mă asociez. E în regulă, domnul Rotaru. Mulțumim pentru precizări. Succes mai departe. La revedere. A fost Mihai Rotaru, da. Eterna luptă care nu se mai termină. Gabi! Ne întoarcem la tine. Da, te rog, Gabi, întoarce-te la Gabi, că da. Mă interesează cu reuniunea asta dintre antrenori și arbitri. Da, Gabi! La noi pe cine cheamă? Da, dacă, Gabi, tai că ne-am întors la tine, mai dă-ne niște detalii despre reuniunea asta din Spania. Da, este a doua oară când s-a propus și se va realiza această discuție față în față, toți antrenorii cu toți arbitrii. A fost ideea Comisiei Centrale Arbitrilor de la ei. S-au întâlnit în august anul trecut. Anul acesta înainte de campionat și se profită de pauza aceasta de două săptămâni și la ei pentru echipele naționale, se vor întâlni mâine. Mâine va avea loc această discuție între arbitri și antrenori, ceea ce mie mi se pare extraordinar, pe lângă faptul că nu cred că vor fi aroganți arbitrii cu antrenorii acolo, nici pe teren nu prea am văzut că sunt.
Și am sesizat câteva lucruri interesante pe care ar trebui să le copieze și arbitrii noștri. Am văzut un meci Tottenham-Chelsea pe care l-am și comentat. Nici o decizie nu a luat antrenorul acelei partide fără să le explice în prealabil jucătorilor și antrenorilor de ce dă galben, de ce dă roșu, că a fost și roșu, de ce anulează anumite goluri, că au fost multe anulate. Cred că ar fi interesant. Sigur, și antrenorii și jucătorii trebuie să reacționeze la fel, ca și decent și civilizat la ceea ce spun arbitrii meciilor. Da, bun. Da, sunt curios. E o inițiativă interesantă, să știi. Păi și la noi pe cine Andrei? Da, mie îmi place. Poria. Mie îmi place. Păi. Ideea e foarte bună pentru că o dezbatere, o întâlnire în primul rând, până la dezbatere. Întâlnirea în sine. Între arbitrii și antrenori. Între arbitrii și antrenori, cred că i-ar face și pe unii și pe alții să... Adică ar merita implementată și la voi, încercată și la voi? Mie îmi place. Acum nu sunt eu șeful comisiei. Nu, te întreb ca idee. Dar mie îmi place ideea adică dialogului. Adică ai susțin-o, nu? În permanență, ideea da, dialogului. Te rog, Adi. Pe cine cheamă de la noi? Antrenori și... Bine, arbitrii aud de unde se cheme, dar de la antrenori. E o listă. Auzi, Vivi, a? Înainte, Andrei, înainte de plecare în campionat, venea câte un arbitru în cadrul echipei. Acum, cadrul echipei. Se întâmplă de două ori pe an, și iarna și vară. Ne spunea ultimele regulamente, cum, ce se întâmplă, dar auzi, acum, cred că Adi face peșnic. Nu, la peșnic te referi tu. Nu, și la antrenori. Da, dar am citit pe buze lui Hagi, scria faul, și a dat direct roșu. Mai ții minte când ne-a invitat Danciu, de exemplu, Danciu? Pe noi, pe hol, așa. Și Neșulescu. Da, dar pe hol să ieșim pe teren. Da. El în mijloc. Uh-huh. Se întorcea. Dacă vă aud pe unul că scoateți un cuvânt astăzi, vă fac praf. Aia era. Și îl aveam pe Neșulescu, pătuși, era de la Târgoviște, că așa, uite, vezi, stau, uite, cu ăsta te bate. Și am jucat la Dinamo, eu, capitan de echipă, domnul, nu mai veni să dai noroc, mine că nu-i ziua ta astăzi. Ce zici? Ați venit degeaba. Hai, dă-i drumul aici. Bă, tu ești nebun, ce vorbești? Bă, tu m-auzi? Hai, gata. No, asta era înainte. Da, dar întorcându-l la Hagi cu Feșnic. Mă, nu i-a spus nimic. Era nervos Hagi, că el era pe loc de play-off. Și a zis, faul, n-ai văzut faul acolo? A băgat mâna în buzunar și a dat direct roșu. Da, mă rog, deci nu poți să mai CSP-ul spui, a scris că i-a spus te crezi mare șmecher de Cluj acum? Nu, după ce i-a dat roșu. Da, a răbufnit. Dar bine, Feșnic e un arogant și din păcate, marea majoritate a arbitrilor români, din păcate spun asta, pentru că sunt colegii noștri de competiție, dacă și noi presa, până la urmă facem parte, cum spui tu mereu, din fenomen. Deci, cum să spun, văd această aroganță, iar Feșnic este campionul aroganței. Pentru că, aduceți-vă aminte, s-a plâns de el Olaru, a povestit Olaru ce i-a făcut Feș, nici nu că nu l-a băgat în seamă să discute cu el, a povestit Memeu, campionul aroganței, un tip, cum să spun, iar asta vine din faptul că ești arogant, da, sau lași impresia de arogant doar atunci când, din punct de vedere emoțional și intelectual, tu nu poți să gestionezi o situație, da? A venit Hagi, el s-a speriat. Și atunci a zis cu forța, da? A folosit, ca să zic așa, instrumentele pe care le are legale, da? Faptul, puterea pe care o are și în loc să facă un dialog cu Hagi și să-i explice lui Hagi, chiar dacă Hagi era nervos, 2-3 minute ce s-a întâmplat acolo, mai înțeles, de frică, de teamă, pentru că nu era stăpân pe el, a zis, nu bă, îi tai capul, nu-l mai ascult pe om să vedem dacă el a furat găina sau n-a furat găina și a arătat direct roșu. Mai înțeles, asta este o reacție de om care s-a speriat de situație, s-a speriat de personalitatea lui Hagi și e clar că personalitatea lui Feșnic este exact opusul roșului. Faptul că i-a dat roșu nu arată că Feșnic are personalitate. Feșnic avea personalitate dacă discuta cu Hagi, după părerea mea. Eu așa văd lucrurile. Dacă s-a uitat la meciul de aseară, la Chelsea cu Manchester City, au fost niște faze la limită, chiar cu VAR. Toți jucătorii l-au înconjurat pe el, dar el le explica ce se întâmplă, stați, așteptați. Aici, la noi, în România, pac, repede îți dă cartonaș, nu pot să vorbesc. Păi dacă erau pe vremea... Eu eram copil, 18 ani la Steaua, pe vremea lui Ceaușescu. M-am văzut pe Lăcă, care era cu Constantin Gheorghe de la Suceava, știi, că era cel înalt, așa. La pauza meciului n-am văzut în viața mea așa ceva, ce a făcut Lăcă de la 30 de metri de la centru până în vestiar. Deci, că l-a înjurat sau ce, l-a scuipat, l-a... Mai contează, cred că... Bine, nu e normal... Dădea trei roșii, dacă era... Nu e normal, nici ce făcea lăsă. Nici asta, dar vorbesc
Vorbim dar încă o dată. Sunt oameni. Sunt arbitri și se fac de la 12-13 ani am văzut arbitri. Ei n-au jucat niciodată fotbal nici măcar în curtea școlii. Mă, joacă băieți, încă o dată, cum zice Vochin la emisiunile astea, la motivul lui, dialogul. Da. Dialogul tu arătai că ai personalitate feșnic dacă tu întâi discutai 3-4 minute cu Hagi și dacă Hagi își continua atitudinea, arătai după aia roșu. Da, dar nu dar întâi să explicai. Deci, eu sunt curios să văd raportul arbitrului, pentru că acolo trebuie să spunem. Pentru o astfel de întrebare, eu cred că nu putea să dea roșu. Pentru o astfel de întrebare. Adică tu crezi că l-a înjurat Hagi? Că numai asta nu putea să dea. Sunt curios să văd ce scrie în raport. Da. Dar, în același timp, sunt pentru dialog, pentru că chiar la meciul ăsta era un meci de dialog. Dacă vrei, pentru ce s-a întâmplat în meci. Faza faultului pe care o invocă Gică nu există. Ba mai mult, se pune problema dacă nu-i penalti la faza respectivă, pentru că un alt jucător al Farului îl împinge pe atacantul Sibiului în larie și îl doboară. Deci cu atât mai mult Feșnic trebuia să aibă dialog. Să explici mai mult decât păi nu, atât. Mai ales că avea argumente. Avea argumente. Cu atât mai greșită e decizia lui Feșnic, tu având argumente. Ok, tu ai argumente. Poate, eu știu... Un Feșnic care în minutul 44 nu ne elimină pe Popescu. Păi poate că ai și în mintea arbitrului și da? Spune... Deci Feșnic nu îl elimină pe Popescu, mai clar. Mai ai tu să roșu, clar. În fault deci acolo... Deci Farul când... trebuia să joace în 10 oameni din minutul 44, Vivi. Da, așa este. Înțelegi? Dar clar. Rămâne dialog. Iar interiorul acestui dialog, dacă îi spui lucrurile astea și îi spui, băi, vezi că s-ar putea ca eu să fiu penalizat, că eu și cu cabina VAR n-am văzut o chestie evidentă, dar care a fost în favoarea echipei tale. Nu mai spun de faza asta din ultimul minut, pe care n-a văzut-o Feșnic, adică a văzut-o pe teren, dar poate că nu e sigur de ea și spunea, eu am văzut că a fost fault în atac acolo. Că s-a întâmplat, adică că n-a fost nimic, că faza trebuia să o lasă curgă. Doi la mână, mingea a ajuns la echipa ta, care a plecat pe contraatac, ai avut-o în posesie. O să mă mai uit o dată la fază și o să vedem dacă aveți sau nu aveți dreptate. Dar de data asta avea toate argumente. Problema mea este ce va scrie în raport, pentru că pe imaginile respective pe care le-am văzut la televizor, într-adevăr, și eu văd că Gică Hagi spune ceva de a fost fault, pe care să taie imaginea și să vine pe mai târziu. Da. Eu nu știu ce a fost între cele două sau înainte de chestia asta. Da, dar nu contează. Lipsa dialogului oricum ar fi este condamnabilă. Și de asta apreciez ceea ce încearcă să facă spaniolii cu chestia asta, pentru că acolo se pot lămuri foarte multe lucruri. Și până la urmă, întrebării arbitrii pot să le pună și o întrebare. Băi, frate, noi cu cine ținem? Că nu e echipă de Liga 1 să nu iasă la televizor să spună că ne-au făcut, au greșit arbitri în favoarea adversarului și așa mai departe. Păi ziceți-ne și nouă, noi cu cine ținem? Da. Că să plâng toți. Da, corect. Da, Gabi, te rog. Ar fi important acest mesaj, ca să închei, ar fi important mesajul către toți arbitrii să realizeze și arbitrii că fac parte din acest fenomen, nu sunt superiori antrenorilor și jucătorilor și aș da 5-6 minute în plus prelungire dacă ar fi nevoie să discuție. Sau nu mai știu cine a venit aici cu propunerea, parcă Robert Niță, sau nu mai știu cine a venit, sau Ilie, nu mai știu, sau cine a venit cu ideea, cu propunerea, aia mi s-a părut o propunere senzațională. Nu, mint, Adrian Mititelu Junior a zis. Dom'le, după meci, să vorbească și arbitrii. Care e problema? Ce avem de ascuns? Da, și nu, Adrian Mititelu Junior, da, i-a spus. Da, mie mi se pare o propunere foarte ok. Eu cred că se pune multă presiune pe ei dacă mai și vorbesc după meci. Nu știu. Poate să facă vreo conferință în altă zi sau ceva să apară câteodată să vorbească. Da, Gabi, ce ar mai fi? Bun, între timp cât a vorbit domnul Rotaru, au apărut trei știri interesante. Te rog. Gianluca Di Marzio, specialist în transferuri și în informații de genul acesta, a anunțat că Radu Drăgușin și-a prelungit astăzi contractul, sau își va prelungi astăzi până în 30 iunie 2027 cu Genoa. Așadar, Radu Drăgușin prelungește cu Genoa. Probabil e o tactică foarte importantă în vederea unui viitor transfer care să fie mai scump. Alex Maxim a fost introdus în echipa etapei a 12-a din Turcia, după a treia victorie la rând a echipei lui Marius Șumudică. Gaziantep a învins. Din nou Maxim cu Drăguș l-au ajutat pe Șumudică să câștige. Alex Maxim în echipa etapei. Tot în echipa etapei este în serie A, Boloca,
a fost inclus în echipa etapei așadar din campionatul Italiei. Trei știri interesante despre fotbaliștii români care au apărut în ultimele minute. Și o să mă întreb și de ceva frumos la sfârșitul intervenției. Am învățat lecția. Bravo, tată! M-am gândit ca de astăzi să încerc să prezint și fete frumoase și interesante de la noi din țară. Așa. Și astăzi o prezint pe Ani Câmpeanu, suporteră echipei FCU Craiova 1948. A trăit în ultima perioadă la Tenerife, a venit acasă după promovarea echipei. Da? O iubește atât de mult încât iată ce are pe gambe. Are tatuată emblema clubului. Nu ratează nicio deplasare cu galeria. Își făcea programul în Spania în funcție de cel al echipei. Și pe cealaltă gambă vedeți Real Madrid. Acestea sunt iubirile ei și de data aceasta, dacă mă întreabă cineva, de număr de telefon îl am, dar bineînțeles cu permisiunea ei. Este Ani Câmpeanu, suporteră FCU Craiova. Da, dar frumos, 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 chiar frumos. Frumos final de rubrică, Gabi. Da, cred că o să-ți dau și o primă când văd tatuajele astea. M-ai înțeles? Păcat, când era domnul Rotaru, trebuia să-i arătăm tatuajele astea domnului Rotaru. Da, păi da, și exista riscul să o dea în judecată. Da, pentru că exact. emblema pe care o consideră cei de la CSU Craiova. Cu da. Gabi, da, frumoasă fată și e româncă. Româncă, da, a fost în Tenerife, s-a mutat din nou acasă în Craiova. Da, interesant, da. Bun, mulțumim mult. Mulțumim mult, Gabi. Apropo de meciul pierdut aseară de FCU Craiova și de frumoasa fană, deci iată, nu doar farul are o frumusețe, punctează aici și echipa lui Mititelu. Haideți să vedem ce a declarat Adrian Mititelu scurt, așa, după partida pierdută cu 2-1, care a consfințit încă o dată că FCU Craiova are un complex în fața asteriștilor. E un handicap care nu pot să-l credeam că se întâmplă. Însă asta ceva nu s-a întâmplat. Poate data viitoare. Ce să zic? Dezamăgit? De 20 de ani tot mă chinui să-l bat pe domnul Gigi Becali, să-l batem, dar nu reușim. Însă asta chiar că nici nu mai uitam. N-a forțat echipa după... N-a forțat, dar n-au putut. N-ați văzut că am intrat în joc, am început bine jocul și după aia, în două minute, am luat două goluri pe niște greșeli personale. N-a fost să fie. Ce să zic? Oricum e o lecție pentru noi și meciul de astăzi, e o lecție și campionatul ăsta. De la zi la zi încercăm să învățăm din aceste lecții. Să sperăm că data viitoare o să arătăm mai bine cu ei. Noi așteptăm victorile, anul ăsta este un an, pare a fi compromis, o să încercăm să ne adunăm, să vedem unde s-a greșit, de fapt știm unde s-a greșit sau bănuim. Și să luăm decizii cele mai bune, pentru că v-am spus, pentru mine fiecare meci este o lecție. Și sper că într-o zi să vină soare și pe strada noastră, adică să avem rezultate, nu numai unele momente în joc frumoase, pentru că jucători avem. Dar se pare că nu se leagă prea multe. Sunt momente foarte bune, momente bunicele, momente foarte proaste. Eu am încredere că acest antrenor va reuși să creeze o echipă competitivă și să avem totuși un final de an bun. Vă luați revanșa în cupă? Încercăm, dar nu mai zic nimic cu această echipă, așa ceva, e ceva, nu știu, dar sunt convins că o să îi învingem când le va fi cel mai greu. Mulțumesc! Da, a fost Adrian Mititelu, evident dezamăgit. Apropo de Radu Drăgușin și de informația oferită de Gabi Safta, acum câteva zile Florin Mane, impresarul, a anunțat că îi se va prelungi contractul și că îi se va dubla salariul, iar colegii de la Fanatic au aflat că va avea, începând de anul viitor, Drăgușin 1,2 milioane de euro pe an, adică 100.000 de euro pe lună salariu, ceea ce nu erau deloc. Nu? Nu erau la 1,2 milioane de euro, corect? Da? E foarte corect și e foarte bine că avem un jucător în top 5 campionate europene care crește. Nu, și un jucător pilon, practic, care în momentul crește, de față. Da. A dat și gol acum. Cum? A dat și gol. Cum, da. Da, a dat și gol. Deci 1,2 milioane, avea 50.000 pe lună, da? Ceea ce e un salariu mic în Italia, totuși. Tocmai din cauza asta au și renovat contractul, să-i mărească salariul și să poate să-l vândă pe mai mult. Exact, și să-i pună probabil și o clauză, mă gândesc că și o clauză, nu? E posibil. Nu? Și mă aduc aminte cum a venit el la lot la 14 ani jumate. A fost, făceam o chestie cu toți jucătorii să se prezinte, dar într-un mod special, să spunem așa, ce hobby are fiecare, ce, cum face. Și când a venit rândul lui Radu, a venit, ținea la spate un cub Rubik. Așa. Și el așa s-a prezentat rezolvând un cub Rubik în fața grupului. Serios? Da. Da? Așa s-a prezentat Radu Drăgușin? Da. Câți ani avea?
14 ani jumate. Când a venit la loturi prima oară? Păi da, pentru că a fost de la prima selecție, a fost acolo și nu doar că a fost la generația de 2002, dar a devenit liderul și liderul generației 2001. Și mie mi se pare asta un semn important pentru jucătorii foarte tineri. Că uite, mă gândeam la Stanciu. Stanciu e născut 93. Și el a fost liderul generației 92, care a jucat acel campionat european, turneu final pe care l-am organizat noi la Chiajna, dacă mai țineți minte, în 2011. Și el a fost, fiind 93 născut, era cel mai bun de la 92. Radu Drăgușin, fiind născut 2002, a fost cel mai bun jucător de 2001 din echipa lui. Și asta mi se pare un semn de luat în considerare în momentul în care estimezi potențialul unui jucător. Da, interesant. Bun, haideți să vedem, oameni buni și super fanii etapei. Avem voxuri foarte interesante luate de la Craiova Dinamo, Universitatea Craiova Dinamo 1-0. Ce au spus suporterii înainte de meci și, bineînțeles, după victoria oltenilor de la Universitatea Craiova. Super fanii etapei, rubrica realizată cu ajutorul celor de la Superbet, cărora le mulțumim. Un meci dramatic, să zic așa, un meci să câștige cele trei puncte care sunt puse în joc. Sperăm cu toții să fie de bun augur acest antrenor și sperăm să revitalizeze echipa, că un 2-0 pentru Universitatea Craiova. Destul de ușor din punctul meu de vedere, cred că o să bate în lejer Dinamo. Lejer, un 3-0, zic eu. O să fie în permanență un derby când se joacă Craiova. Dinamo e derby. Pentru că e derby de tradiție, indiferent de poziția din clasament. Dinamo rămâne o echipă care are tradiție, dar la momentan e pe un penultimul loc. Sper să le dăm 2-3 cel puțin. Ivan, ca de obicei, nașii lor. Ce să mai zic? Hai Craiova! Destul de greu. Deci am început bine și era cât pași să terminăm prost. Adică să pierdem două puncte. Trebuia să dăm mai multe goluri în prima repriză. A ratat și domnul Colici și Ivan. În fine, ca de obicei, cum ratăm noi. Foarte frumos. Trebuia mai mult. 3-0. Nu execrabil, dar n-a fost un meci. A fost joc în curtea școlii. Golul, consider că a fost mai mult, eu știu, o întâmplare. Un plus ar fi Mitriță, dar să fie mai mult pus în valoare și, eu știu, să-și devină ceilalți care nu sunt încă o echipă, consider. Așa par. Da, am revenit la Fanatic Superliga, suntem live și în exclusivitate pe site-ul www.fanatic.ro, iar de la ora 17:30 de minute puteți să vedeți emisiunea înregistrată integral în premieră și pe canalul de YouTube Fanatic.ro, dar și pe pagina de Facebook Horia Ivanović. Suntem în distribuție completă, Vivi Răchită, Andrei Vochin și Cobra Ilie, Adrian Ilie alături de noi. O să intrăm cât de curând și în legătură cu Sorin Cârțu de la Craiova să ne spună cum a văzut acest weekend oltean, extrem de interesant. După cum vă spuneam, puteți să urmăriți emisiunea și înregistrată dacă n-ați apucat să o vedeți, nu știu, ați fost la treabă sau în altă parte, sau poate dacă vreți să o revedeți, astăzi la ora 17:30 pe canalul de YouTube Fanatic.ro și pe pagina mea de Facebook Horia Ivanović. Mulțumim Superbet, mulțumim Aqua Carpatica, cei, ca să zic așa, care ne susțin la această emisiune și care sunt alături de noi. Una peste alta, Vivi, cum vi s-a părut Universitatea Craiova cu Dinamo, așa, pe scurt? Rotarul băiat deștept l-a adus pe Ivailo Petev exact în momentul potrivit, adică înainte unui meci cu Dinamo și înainte unei pauze de două săptămâni generate de meciul echipei naționale, să aibă timp să cunoască mai bine echipa. Un meci cu Dinamo în care, dacă nici pe Dinamo nu-i bați, la ce formau, înseamnă că ai ales greșit momentul, dar o victorie, deși am văzut Universitatea Craiova asediată pur și simplu în ultimele minute ale primei reprize și la sfârșitul meciului, deși putea să se desprindă la 2-0, o victorie facilă cu Dinamo și mă uitam la acest, știi că am mai discutat despre acel vârf de atac al Dinamo Abdalah. Eu cred că Ricci Grigore împreună cu Luar Rusea au fost la vreun bar, vreun club de noapte și dimineața l-au luat și pe bodyguard cu el, l-au băgat în vestiar și a zis hai să joace și ăsta fotbal. Nu are nicio legătură cu sportul. Eu nu înțeleg cum au jucat acești jucători la un club de talia lui Dinamo. Unde e scouting-ul? Unde sunt directorii sportivi? Cine ia decizia
ca jucători de asemenea valoare să joace în Superliga României, ocupând locul tinerilor noștri de la români. Pentru că orice junior de la Dinamo, și Dinamo a avut academie, să bătea cu Hagi de la egal la egal, poate fi în locul lui acestui Abdallah. Da. Craiova, ok, nimic deosebit, nu, Andrei? Le-a găsit loc, uite, Ivan, și lui Mitriță, și lui Coli, și lui Ivan. Au schimbat sistemul din 4-3 în 4-2-3-1, joacă cu Mitriță în spate. Nu prea pare convins, nu prea pare convins. A schimbat sistemul ca să le găsească loc. Din nou, Popescu a făcut un meci foarte bun. Portarul Popescu a făcut un meci foarte bun. Asta în continuare vorbește despre problemele pe care le are Universitatea Craiova. Per total meci, deși Craiova a avut primele 15 minute în care ar fi putut să se ducă la 2-0, la 3-0, asta da, este adevărat, dar să știi că per total meci, raportul ocazilor a fost favorabil celor lui Dinamo, raportul șuturilor la poartă favorabil celor de la Dinamo, raportul șuturilor pe poartă favorabil celor de la Dinamo. Raportul... Deci înțeleg că debutul, cum îl cheamă, Ivailo Petev, da? Nu te-a impresionat. Păi, bine, nici n-are timp. Cum, nici n-are cum, dar deocamdată nu e mister, e gospodin. Asta că l-am auzit pe domnul Rotaru cu mister. Deocamdată e gospodin. Are șansă să ajungă mister normal. E o glumă să nu înțeleagă altceva. Gospodin este formula din bulgărește pentru domn, adică pentru mister, nu? Da, Bibi, gospodin, bine, da. Da. Așa. Cum ți-a părut Cobra? Să nu fie tragedia. Da, aveți așa dreptate în ce spuneți. Craiova schimbă antrenorul, vine și cu alt sistem, le-a găsit loc la toți acolo, dar au probleme defensive, adică parcă înainte totuși nu ajungeau așa de ușor la poartă. Hai să vedem, să lăsăm, dacă eu nu început la Craiova, da. Să lăsăm pe antrenor. Ai văzut că domnul Rotaru a subliniat de 3 ori. Da, să-și facă treaba, și jucătorii să înțeleagă ce ar trebui să joace. Da. Și o să vedem la următoarea. Înțeleg că nu te-ai impresionat. Pentru mine a jucat mai bine Dinamo, așa. În afară de 15 minute, Dinamo a avut. Ne spune Sorin acea acum. Da. Sorine, salut! De ce libidat e? Salut și la mulți ani și pentru ziua ta de naștere. Să fii sănătos, la pungă gros și la pungă gros și cu paloșul gros. Fie. Zine de ce libidache, Sorinaccio. Ce libidache? Vă mulțumesc. Sorine, cum e cum a fost debutul lui Ivailo Petev? Nici eu nu aș intra așa prea într-o caracterizare complexă, că știi, el la început îl mai lăsăm să mai producă impresii și apoi mai o să tragem niște concluzii așa mai radicale, dar ce mă bucur e că i-a schimbat puțin poziția lui Mitriță, l-a trecut puțin mai central, deși el a acționat așa mai mult tot din partea stângă acolo, dar intră mai mult în joc, a fost mai viu la partida asta față de alte meciuri în care tot stătea acolo într-o laterală și și-a mai pus amprenta așa pe multe din acțiunile echipei. Pe urmă, că, apropo și de ce a spus și Andrei, într-adevăr, Popescu a avut niște intervenții bune, dar să nu uităm că la vreo două din ele a fost și el participant, pentru că a greșit pasa și le-a dat niște pase. De acord, dar știi cum e, face parte din joc. Parte din joc. Numai că știi cum e, Dinamo, eu am punctul meu de vedere și parcă n-au făcut nimic cu un pas în plus de când au intrat așa în divizie, de la primele meciuri. Eu de atunci am spus că n-au forță ofensivă. Pe exprimare ei așa arată frumos, bine, joacă, fac multe... Estetic, da, Sorin. Da. Estetic. Numai că momentul în care ajung acolo pe finalizare, nu știu, mie mi se pare că și pe lipsă de forță din asta brută, plus am mai spus și forța asta ofensivă pe care trebuie să o arate, dar eu știu că trage banii, că trage Amzar sau cum, zici că trag cu mingea medicinală, știi, la poartă. Adică nu... Sorin, parcă niște muște când trag la poartă. Da, pe asta spun. Am impresia că joacă cu mingea medicinală și da. Mai greu să o urnească. Una peste alta... Pe mine m-a bucurat victoria, pentru că, oricum, știi, sunt 3 puncte, iar orice victorie împotriva lui Dinamo, noi așa suntem crescuți pe aici, că e cu 5-0, 3 sau 1-0, așa mai chinuit cum a fost el,
e binevenită, ne bucură. Ba din contră, mie îmi place, eu știu, o victorie întotdeauna contra Dinamo, să vină, eu știu, și cu puțină japcă, dacă s-ar putea, adică să le dai gol cu mâna, să le dai din offside, să moară varul când trebuie să-l analizeze. Numai să fie și oftică puțin așa în victoria noastră între lor. În rest, îl aștept în continuare să... Nici n-a... Pentru mine, pe mine nu m-a surprins așa evoluția echipei, pentru că nici n-avea. Și ca antrenor nou, dacă vin, aveai ce să faci, să joci cu aceiași jucători. Sunt... Să-l vedem. Eu totuși mă uit la el, o să mă uit la el mai atent așa după perioada de iarnă, tot ce jucători mai își aduce la echipă. Cum ți s-a părut că s-a pe bancă, cum ți s-a părut că s-a comportat? Decent, nu, este un tip echilibrat, mi s-a părut, nici n-a sărit cu nu știu ce, eu știu, gestică, dar nici nu, a încurajat așa ce a mai urmărit. Mai mult, nu prea a stat tot timpul afară. Uh-huh. Dar mi se pare un antrenor, așa, dacă e să vorbim de CV-ul care îl are și rezultate, și are un CV bun și printre, poate cel mai bun așa dintre toți antrenorii care au venit pe aici, pe la Craiova, în ultimul timp. Și îl așteptăm tot să reușească. În primul rând, așa, să intre cu un plan din ăsta de disciplină tactică și... Apropo și detalii, mi s-a părut totuși că pe fund, pe axul central acolo, eu știu, și Scrieciu și cu Silva au avut așa o reținere să plece, poate a venit chiar de la Elsa. Și n-au mai apărut acele culoare cum s-au întâmplat la partida cu Petrolul, când vă aduceți aminte cu Silva. Adică ți s-a părut mai multă disciplină tactică? Da, puțin disciplină tactică, mai mult pe axul ăsta central, să spunem, acolo. Deși îl vreau, cum să spun, mult mai, cel puțin cei din fața fundașilor centrali, să fie mult mai agresiv, mult mai strânși acolo, în așa fel încât să nu mai vină acțiuni pe fundașii centrali. Atunci e un pas înainte, o reușită, adică finalizările adversarului să nu se mai facă. Am înțeles, dar ți s-a părut mai multă disciplină tactică, nu? Parcă, da. Față de... Eu am și sub impresia ceea ce s-a întâmplat la ultimul meci de casă, acela cu Petrolul, când chiar a fost haos. Totul vraiște și... Mm-hmm. Dar... Și mai e ceva, uite că le-a găsit loc și lui Mitriță, și lui Ivan, și lui Colici. Deci poți să joci cu toți. Se poate. Și eu știu, acum e important e și randamentul care îl dau. Uite, m-am bucurat la faza aia, de exemplu, Ivan când a scăpat acolo pe combinație cu Mitriță și a primit mingea și mi-a plăcut că s-a făcut cădă. Și a preluat mingea, exact cum spuneam, du-te pe piciorul stâng cât poți și acolo poți să și fentezi. Nu neapărat să dai cu piciorul stâng, să întorci. A întors foarte bine pe piciorul drept, însă execuția... Vezi, acum n-a mai făcut execuția spre colțul lung. Mi s-a părut că a dat în colțul scurt acolo și de-aia l-a fost și blocat. Că poate dacă dă direct spre colțul lung, cu dreptul, cum îi plăcea lui, acolo poate și aia era o acțiune... poate era chiar gol. Mă uitam, Sorine, Doamne, cât ratează Colici ăsta. Doamne, nu e deloc. Bă, să o ai pe aia cât casa, să ai șansa să ieși din perioada asta proastă. Da, Sorine, da, să ai șansă singur cu portarul în sfârșit să rupi perioada asta proastă în care n-ai marcat de secetă. Bă, și să dai mingea la un metru jumate de poartă. Adică, prost a lovit-o. Nu, dar mă uitam la el. Zici că nu e în meciuri, Sorin Colici. Zici că nu e în meci. Zici că e cu mâna, zici că e cu gândul în altă parte. Nu știu, da, pentru că și execuția care a avut-o hilar așa, și pe noi ne-a mirat. Eu mă așteptam la faza aia, a avut și spațiu, putea să fenteze scurs și să-l dribleze pe portar, să încerce, dădea în poarta goală. Gândește-te că pe meciurile ăștia în care aparițiile lui au fost și să putea ajuta
cum să spune, evoluția și în continuare. A fost faza aia de la Cluj când ai ratat cu poarta goală, iar faza asta de acum, erau deja 2-3 goluri care puteau să-ți dea multă încredere și să te aștepți pe viitor că revii așa la ceea ce însemni tu cu Colici și ce a însemnat pentru noi. Dar să vedem acum. Dezamăgitor din nou, ăsta e cuvântul, da, dezamăgitor. Da, Sorin. Da, da. Dar ce e cu el? Nu e, zici că nu e cu mintea la meci. Nu știu ce se întâmplă. Aici... Nu, nefiind așa nici în interiorul lor, bine că și atunci am mai spus când eram ca președinte, nu veneam așa să mă bag în sufletul lor, dar mai treceam pe la antrenamente, deci sunt convins că muncește totuși, nu știu ce se întâmplă. Deși ceea ce spun eu susțin că totul se face pe un fond așa de hipoxie a creierului la ei, foarte mult jucători, poate chiar la majoritatea jucătorilor. Da, din... da, așa pare, Colici. Colici pare că nu-i se... Da, ia nu deciziile greșite și pe fondul ăsta de hipoxie. Da, de hipoxie sunt obăzut. Nu au picioarele foarte puternici, așa, ancorate pentru ceea ce înseamnă un meci oficial, un meci, pregătirea unui fotbalist profesionist. De-aia asta se întâmplă, zic eu. Nu sunt pregătiți fizic. Da. Aici trebuie... Bine, mai sunt, cât mai sunt? 5 etape sau ăla. Nici nu se pot face acum, sau 7 etape. Da. Nu poți să intri în... Corect. Sorine, ți s-a părut, Sorine, zicea Mihai Rotaru că e un nou început, ți s-a părut un nou început? Păi întotdeauna când vine un nou. Nu, așa, ca atitudine, ca atitudine, ca... Da, da, să vedem, da, dar valoarea noului început e dacă există consecvență, există recidivă imediată, uite cum e partida asta care vine acum. E o întrerupere acum? Este un prilej și al lui să-și pună în aplicare mai mult din ceea ce gândește el fotbalul și să ceară și, eu știu, pe disciplina asta tactică sau ideile cu care vine el ca antrenor în joc. Să vedem ce se reușește. Era jale dacă începea cu 1-1. Bă, da, a fost și faza aia acolo. Era rău, Sorin, dacă începea cu 1-1. Da. Nu știu, au interpretat foarte greșit de la Andrei când i-a venit balonul acolo, că o să vorbesc cu el, când vii acolo în poziție de apărător, erau pe o fază fixă, nu? Băi, tu trebuie să fii pregătit în orice mod, să respingi balonul într-un mod în așa fel încât să înlături și riscul sau pericolul, pentru că pe el îl surprinde, dacă vezi acolo la faza respectivă, când s-a bătut pe Andrei, pe Ivan și ridică balonul practic pentru fotbalistul de la Dinamo, șutează, mână și așa mai departe. Dar bine, a fost anulat corect golul, n-are nimeni ce să vorbească. Și intră în ceea ce am spus eu. Îmi pare bine că li s-a anulat acel gol și sunt ofticați că a fost sens și că n-au putut să... Am înțeles. Bravo, Sorin. Ăsta a fost cadou de ziua ta. Da, bravo. Da. Dar apropo că aveam o discuție cu Mihai Rotaru, că tu îl știi pe regretatul Balaci, ați fost prieteni buni. El cu cine ținea dintre Craiove, Sorin? Cine? Balaci, regretatul Ilie Balaci. Cu noi, da. Ilie, și ca mine și ca toți care... Noi nu putem să uităm că noi am jucat pentru Clubul Sportiv Universitatea Craiova. Era un club, iar Clubul Sportiv Universitatea Craiova este la momentul ăsta, este aici, cu Universitatea Craiova care este în divizie. Noi nu putem să spunem de fotbal club sau ăla. Noi la echipa asta, la clubul respectiv am jucat. N-avem cum să... El sigur era apropiat și de partea asta a echipei numitelor, pentru că el era într-un anturaj din ăsta de prieteni care sunt cu Mititelu. Înțelegi? Dar normal că n-ai cum să nu recunoști acest adevăr
clar, realist despre ceea ce ți-am spus cu Clubul Sportiv Universitar. Deci, da, n-avea nicio, eu știu, îndoială în sensul ăsta. Am înțeles, deci el era cu CSU Craiova, cum dar se nu zice, însemna da? Că, eu știu, îi ignora pe ceilalți sau nu le recunoștea niște merite. Pentru că, într-un fel, n-ai de ce să nu te gândești, dom'le, e în partea altă echipa lui Mititelu, e întreținută de un om care bagă niște bani, astea nu se pot... Nu îi le poate lua nimeni lui Mititelu. Absolut, absolut. Acum ce s-a întâmplat? Adică și tu consider că merită respect Mititelu pentru ce face? Dom'le, că își bagă banii, sigur, eu nu îl respect pentru, sau nu l-am, și i-am imputat foarte mult, că iară revin la o chestie asta, pentru tot ce s-a întâmplat în timp, când ai luat echipa, ai dus-o la Severin, când ai falimentat-o, când ai închis stadion, eu nu pot să îi le iert ăștia. Adică, bine, ți le iert, că nu ai ce să, dar nu pot să le uit. Nu pot să le uit. Și atunci eu n-am cum să nu ți le reamintesc, să ți le aduc în memorie. Când tu ai dus echipa la Severin pe condiții financiare, tu ai închis stadionul, ne-ai închis stadionul. La un moment dat și a stat numai el în stadion, pe echipa familie și meciurile. A falimentat echipa, a retrogradat-o de vreo două ori. Deci sunt niște astea pe care eu nu pot să le uit. Și atunci nu-mi cere mie, nu știu ce, să vin... Eu nu știu ce respect față de tine, față. Plus ceea ce ai făcut, că ai văzut și acum. El invocă treburile ăștia de banner care i l-a pus, cum îi zice... Peluza Sud. Peluza Nord. Dar bannerul ăsta, altul care, exact cum era același banner, s-au scris în același mod, a stat și la Peluza Sud de foarte multe ori. În același mod, tu ai venit și... sau peluza ta mi-a scris mie, că spun, eu nu pot să spun, bă, tu i-ai învățat, că nu pot să știu de asta, bă, dar au venit și mi-au scris pe garmă, pe președinte, eu știu, pe gardul președintelui echipei Universitatea Craiova. Ai uitat că ai adus, ai băgat, s-au băgat bâte la meciul, la un meci când am jucat noi Universitatea, am jucat FCU Universitatea și au băgat bâte la tribuna oficială. Și se știa foarte clar și s-a auzit că erau bâte de noi, să-l batem pe Rotaru și pe Cârțu. Noi, pe ăștia, nu pot să ți le trec cu vederea niciodată și atunci nu cere respect. Nu-mi cere să respect. Nu, am înțeles. Deci tu zici că Balaci, după, din ce știi tu, ținea cu, ar fi ținut, da, cu Universitatea Craiova. Absolut, absolut. Da, chiar dacă el respecta ambele echipe. Respectul, normal. Nu, respectă un adevăr, nu? Dom'le, eu e o echipă finanțată de X, de Y și asta. La modul ăsta, nu? Da, bine, eu ți-am zis, eu cred că și familia Mititelu merită respect pentru banii care au băgat. Totul meu, eu nu comentez acest lucru și, eu știu, nu contest că nu cheltuie bani, că nu ăsta. Dar ți-am spus, pentru mine, eu știu, modul în care a gestionat într-o anumită perioadă destinele universității și tot ceea ce a însemnat, eu știu, palmaresul echipei sau imaginea echipei. Am înțeles. Face să te... Bine, Sorine, mulțumim frumos. Mulțumim. Bine, așteptăm naționala. Doamne ajută. Hai. Bă, vorbi. Ce s-a întâmplat, eu zic că am mai făcut un pas bine cu așa către. Acum să... Ca să-i citesc pe elvețien, fără să jucăm. Da, mulțumesc, Sorin. Da, da. Mulțumesc, bine, a fost Sorin Cârțu. Da, am revenit cu Răchită, Vochin și Cobra Ilie. Oameni buni, hai să vedem. Și rapidiștii sunt triști. Știți, nu? Că și la Rapid cu Sepsi au fost probleme. Chiar la începutul meciului, Albu e călcat în careu, da? Se putea da penalti și avem o poză. Haideți să vedem poza cum arată practic glezna sau, mă rog, tibia, ca să zic. Uite, deci uite cum arată, asta e poza, deci așa arată lovitura pe care a primit-o Albu chiar la început, minutul 1, 2, nu mai știu, chiar în primele faze, deci este călcat în interiorul careului, nu se dă nimica. Da, Hațegan la centru. Deci, apropo de ce ziceai, tu mai înțeles că probabil, da, probabil, toți arbitrii sunt echidistanți, că toate echipele se plâng. Da. Cum ți se pare, Vivi?
Da, am văzut și meciul. Se putea da penaltiul, dar pe joc, Sepsie merita să câștige. Au avut mai multe ocazii, au fost mai prezent în joc. Uite, și Cristi Costen vorbeam... scrie, impozit de 20% sub, 100, sub 10.000 de lei. Da. 20%. Da? Și poate să facă mai multe bilete, nu? Ca să nu fie... Da, e normal, că asta face... Da, da știi, deci da. De Sepsie că a jucat. Deci a jucat bine, dar să bată Rapidul. Ce facem cu Ciobotariu, că a avut cele două meciuri Petrolul cu Rapid, trebuia să ia 4 puncte și au doar 2. Da, da, uite, asta e penalti. Penalti, da, dar... Penalti, la 1-0 Rapidul juca altfel. Hategan a fost la centru, dar în camera VAR. Cum? Eu nu cred că a văzut Hategan asta, pentru că, dar nu putea să-l cheme cineva din camera VAR sau este acea celebră, nu, cu Feșnic, că n-au voie, domnule, că e... Este Kovac la centru și nimeni din camera VAR nu are curaj să-l cheme pe Kovac la monitor. Dar mingea unde e pe aici? Mingea. Dacă ai văzut meciul, unde e aici mingea? Nu, era în față. Și a dat-o mai încolo și l-a călcat, dar involuntar. Eu putea să dea, dar nu cred că a fost o față. Dar în camera VAR nu vezi că ai 4 monitoare, ai 6 relori. O să vezi și să-l chem pe ăsta. Dar cred, așa cum se spunea de Ișvan Kovaș, că pe Kovaș, pe Hațegan, cei din camera VAR nu prea au curaj să-i cheme la monitor. Nu, dar ăsta e penalti. Nu te supăr. Ăsta e penalti. Încep. Penalti la cum e vezi, cam da. Pe care eu, Andrei. Da, știu. Horică, călcături de-astea sunt pe tot terenul de fotbal, că și tu ai jucat fotbal și știi foarte bine că există așa, important, pentru un arbitru este dacă acea călcătură produce căderea. Dacă acea călcătură împiedică jucătorul, celălalt jucător să înainteze. Sunt mai multe aspecte de luat în calcul. E un sport de contact până la urmă, că tot am auzit, e o mână pe jucător. Păi dacă e o mână pe jucător, care e problema? Tu ai dreptate, Andrei, eu am impresia că se dă prea ușor penalti la anumite faze, chiar dacă l-atinge pe gheată, l-atinge exact un pic. Exact faza din ultimul minut de la Botoșan cu voluntari când a dat penalti. În urma consultării VAR. Că celălalt Kovaș n-a văzut, l-a chemat la asta fel, asta aici a fost Hațegan, da? Asta e fază care identic se întâmplă la voluntari, cum ai zis, Botoșan, și se dă penalt. Da, da, l-a chemat la VAR. L-a chemat la VAR. Da, aici nu l-a chemat la VAR. Da. Pentru că n-a văzut. Kovaș cel mic n-a văzut în timpul meciului că Benzar îl calcă pe atacantul de la voluntari. Ratează, nu mai știu cine, ce jucător, Florea, dă în portar și Dumitar cade călcat de Benzar. Nu vede, se oprește faza, că era cornă, ceva de genul ăsta, se duce la camera VAR, e chemat la camera VAR și dă penalti. Bine, ratat de rață. Nu trebuia să dea penalti acolo, că Dumitar în campionatul ăsta a scos 4 penaltiuri și toate au fost ratate. Deci da. Scoate degeaba. E inutil. E inutil. Deci când e la Dumitar, nu trebuie să mai dea penalti pentru că nu-l ajută colegii să transferă. Nu, asta e clar. Dar, repet, fazele au fost în oglindă. Adică nici măcar n-au chemat VAR-ul la Rapid. Și atunci, normal, oamenii știi ce spun. Dom'le, ok, dar cheamă VAR-ul. Să vedem dacă să hotărască arbitru. Ceea ce la voluntar s-a întâmplat și, mă rog, li s-a dat penalti. Cum vedeți lupta, Andrei? Cum vedeți lupta? Mi se pare o luptă... Eu cred că o să fie o nebunie de campionat. O să fie o nebunie. Eu cred că are șanse reale la titlu și Universitatea Craiova. Tu îți dai seama că inclusiv echipa de pe locul 5 are emoții la retrogradare în momentul ăsta. Dacă te uiți pe punctaj, sunt 6 puncte. Din 2 victorii ale unora și 2 înfrângeri ale altora, lucrurile se duc în jos. Este campionatul cu cel mai mare număr de meciuri egale din istorie. Acest cam, numai în etapa asta cred că au fost 6 din, sau 5 din primele 8 meciuri. E un campionat extrem de echilibrat. Problema este echilibru să produce în jos sau în sus. Aici este problema și gândul meu nu se duce decât la vara viitoare de cupe europene. Da, e echilibrat spre bine sau echilibrat spre rău? Asta e problema. Nu, adică dacă ai o echipă europeană... Mă gândeam dacă mai avem 2-3 echipe prin Europa, cum au jucat ei acum, toți. După ce, da, știi? Da, cu mai multe meciuri. Exact. Exact, dar ce faci cu ei? Pentru că tu ai o echipă care vrei să bată în tururile preliminare niște formații din Croația, din Serbia, de pe unde așa, ca să te duci în grupe, da?
Iar aceste echipe se chinuie etapă de etapă în campionat. Adică numai, rar mai vezi victorii de alea cu 4-0, 5-0, o echipă puternică. Uite-te la linia de clasament al lui Oțelul Galați. 15 meciuri, 12 goluri marcate, 12 primite, 11 egaluri, 2 înfrângeri și 2 victorii. Da. Asta e linia de clasament al lui Oțelul Galați. 11 egaluri din 15 meciuri și golaveraj 12 marcate, 12 primite. Păi dacă te uiți la Universitatea Craiova, că tu ai început emisiunea și ai spus că performa la etapă e FCSB corect în lupta asta, dar și Universitatea Craiova. Da, de normal, ce? Da, da. De ce spun asta? Două echipe mai sus au făcut X și una, două, trei, patru, 5, 6 și toate celelalte au făcut egal. 6 și 2 n-au jucat, 6 au făcut egal și 2 n-au jucat. După care voluntarea 7-a, după alea ce n-au jucat, iarăși egal. Deci o victorie te face performera rundei. Și mai e ceva, dacă s-ar începe acum play-off, Universitatea Craiova, de exemplu, ar fi la 4 puncte de FCSB, care ăla e un alt campionat. Play-off-ul, da, un alt, play-off-ul este fix un alt campionat. Și eu cred că toate care au intrat în play-off-ul să aibă cred că va fi bătălie până în ultima etapă. Deci ca niciodată, ca niciodată. Și într-o parte și într-o cealaltă. Da. La retrogradare. Da. Cât de tare ne ajută Vivi victoria lui Kosovo? Enorm. Ți-am spus să team aseară după ce m-am uitat prima repriză pe laptop și pe televizor la FCSB cu Craiova și ultimele minute, bine, când s-a terminat meciul, m-am dat pe televizor, m-am uitat. Și parcă eram suporterul lui Kosovo de când mă știu, țineam cu ei. A fost un teren extrem de greu și au fost multe mingi prin care umbulbuite de kosovari care n-au ajuns la izraelieni. Zahavi se vede calitatea lui, chiar dacă are 36 de ani, se vede calitatea. Nu a avut terenul. Mă gândeam la meciul. Ne-a ajutat. Știi cum e? Ca pe vremuri, când domnitorii români îi ajutau malul, râul, ramul. Așa a fost și acum cu naționala lui Edi Ordănescu. Până și natura ține cu noi, pentru că pe ăla nu poți să joci pe terenul ăla. Față de meciul de pe Național Arena cu noi, când izraelienii au făcut un meci extrem de tare, foarte bine au jucat cu noi, am scăpat, ca să zicem așa. E, acum n-am văzut traseturi, bine, și puteai pe terenul ăla, dar parcă n-am văzut acea coeziune a lor și se vede faptul că sunt marcați, sunt apăsați de situația care este. Jucând din 3 în 3 zile, nu văd cum poate să reziste, Adi. Îți dai seama, ei nu s-au antrenat o perioadă de timp și au dat în terenul ăla. Da, exact. Și acum... Dar au făcut legiuni musculare. N-au ritm, sunt predispuși la accidentări. Și eu cred că până la meciul cu România e foarte greu să reziști, să joci cu România la cel mai înalt nivel. Și nu de rezistat. Problema e că moral acum eu nu stau bine. Joacă cu Elveția, pierd în Kosovo, care nu cred că s-a așteptau să pierdă. Da, da. Chiar dacă nu s-au antrenat, nu s-a așteptau. Și mai ales joci pe terenul ăla, că acolo nu ai jucat 90 de minute. Da. Ai jucat 150 de minute. Golul pe care l-au primit o degajare de portar și cu Rașița, bineînțeles, ce bine pune, corpul Rașița față de Bitor. Ca pentru două meciuri, la meciul Kosovo, pe acel teren. Așa e. Șanse mari să ne calificăm, Adi? Eu am spus din tot timpul că ne calificăm. Da. Eu cred că ne calificăm. Da? Șanse mari, Andrei, acum, nu? Sau nu, aștepți, nu? Eu aștept. Se schimbă, e un rezultat favorabil. Care eu m-aș bucura să nu se califice Elveția, adică să ia bătaie. Tot zic așa că mai făcut. Ce mi-ar plăcea să nu se califice Elveția? Aroganție. Mai înțeles? Aroganție. Da, hai să mergem și la Florentin Petre. Florentin, salut! Salut! Și invitați. Florentine, ce faci? Cum merge treaba? Acum vezi că am un zâmbet un pic mai larg, așa că am câștigat în sfârșit după al treilea meci în care am câștigat și eu sâmbătă cele 3 puncte. Erau foarte importante pentru economia clasamentului și a moralului și a tot ceea ce am găsit aici. Sunt fericit. Așteptam să te aud pentru că mi-era dor de tine. Da. Și așa? Vreau să spun că ieri, de exemplu, a fost meciul cu Dinamo, cu un ochi râd, cu unul plâng. Echipa mea favorită, HC Dunărea Brăila, a bătut Borussia Dortmund la handball. Bravo. Foarte, foarte cântat și foarte mândru de cum ți se pare Dinamo? Crezi că, acum sincer te întreb, au vreo șansă să scape de retrogradare cu actualul lot? Că eu spun sincer că eu nu mai cred asta, cu actualul lot. Nu, ținând cont de rezultatele pe care le-au avut în ultima perioadă, este foarte, foarte greu
să poată scăpa de retrogradare. Dar cu câteva transferuri trebuie să aibă și un noroc extraordinar de mare. Nici noroc nu mai au. Nici noroc, da, și norocul i-a părăsit. Am văzut că au avut și ocazii, au jucat cât de cât, au luat golul ăla pe o greșeală de orientare, de marcaj, de orientare în teren a lui Amzăr. Da, ce să zic, când e să aleagă praful, să alege până la capăt, că până la urmă cam asta este situația. Uh-huh. Eu, de când am început să vorbim, niciodată n-am fost așa bucuros pentru o victorie de-a lor. Adică mi-aș fi dorit în toată inima ca, de exemplu, astăzi sau măcar data viitoare, când joacă cu FCSB-ul, să intru și să am un zâmbet mai profund. N-au forță. Și uite, te întreb ceva. E prima dată când Burcă se suie cu crampoanele pe jucător. Crezi că face bine? E cam târziu. Trebuia să o facă mai devreme un pic. Mhm. Asta este părerea mea. Pentru că atâta timp cât prietenia asta cu jucătorii este excesiv de mare, chiar dacă te-au ajutat și chiar dacă tu i-ai ajutat pe ei în anumite momente ale campionatului, că a fost Liga a doua, că a fost Liga a întâi, nu. Acolo trebuie să existe o disciplină în care ar trebui să fie urmată și dezvoltată de el. Jos pălăria pentru ce au făcut, ți-am spus de fiecare dată, dar la Dinamo nu te așteaptă nimeni. Iar militaria dată jos din pod, eu cred că poate să facă un pas frumos către înainte. Da, dar tu crezi că e cam târziu, a? Da, eu zic că e târziu. E târziu pentru că situația se aprofundează grav și nu știu cum vor ieși din această situație. Adică, sincer, ce echipe vezi pe care Dinamo să le depășească? Niciuna în momentul de față. Adică? Și Botor, pe cine să depășească? Pentru că, în primul rând, ca să depășești următoarea, trebuie să câștigi. Dacă nu câștigi, nu-ți câștigi punctele, este foarte complicat să ajungi deasupra lor. Uh-huh. Iar ca să ajungă la baraj, iar este greu, pentru că, da, așa seară vorbeam cu niște prieteni, situația este foarte, foarte complicată din punctul ăsta de vedere. Deci nu vezi niciuna să o depășească Dinamo la momentul ăsta? În momentul de față, nu. Da. Crezi că dacă retrogradează, ar mai reveni imediat sau ar fi greu de tot să mai revină imediat din Liga 2? Eu cred că va fi foarte greu. Dacă nu se reorganizează, dar stai un pic, hai să vorbim, să fim și puțin... Să nu dăm să strângem pisica de gât chiar acum. Poate sunt șanse, poate eu am încredere că poate își revin, dar dacă ajung în Liga 2, va fi foarte greu dacă nu se organizează sau se reorganizeze repede și să investească, să aducă jucători, să aducă... Adică nu-i mai vezi să promoveze imediat anul următor. Greu va fi, nu? Foarte greu. Foarte greu va fi pentru că acum a avut noroc. A avut noroc pentru că, de fapt, au avut și un lot de jucători bun pentru Liga a doua, mai puțin bun pentru Liga a întâi și norocul extraordinar de mare pe care l-au avut cu Argeșul, când, ținând cont de ceea ce s-a întâmplat acolo, la lotul pe care l-aveau FC Argeș, n-aveau cum să piardă. Vorbeam de FCSB, că n-are un lider, da? Și am ajuns la concluzia că n-are un lider. Dar Dinamo are vreun lider? N-am văzut niciun lider care să iasă în față și să facă în așa fel încât să unească grupul, să... Ovidiu e un lider, dar s-a trezit târziu, dragul de el, pentru că el este cel care creează lideri în vestiar. El este cel care ar putea să îi ajute pe jucători. Bineînțeles că atât cât poate, după aceea intervin între ghilimele liderii de vestiar. Nu văd un lider care ar putea să facă grupul să joace și să câștige meciurile. Un lider foarte important ar fi grupul, adică o unitate de asta de grup în care să facă diferența. Dar și asta este greu de stabilit. Apropo, că tot vorbeam de Tavi Popescu și de jucătorii de la noi din Superliga care una, două plâng după meciuri. Ție cum ți se pare să
Dita mai Tavi Popescu să plângi după meciuri, să voi plângeați, cum e, cum era? Tu plângeai, erai plângăcios după meciuri? Cum să plâng? N-am plâns niciodată. Din contră, mă ambiționam și mă ofticam. Îți dai seama că după fiecare meci noi pierdeam campionate pe locul 2, locul 3. Abia prindeam cupa europene, cu toate că s-au întâmplat foarte rar momentele astea de a plânge, de exemplu. Dar cum să plâng, să ce? E doar pentru spectacol, pentru show, pentru să vadă lumea că, vezi, Doamne, s-a întâmplat cine știe ce. Din punctul meu de vedere, el ca jucător sau ei ca jucători, atât cei de la FCSB cât și cei de la Dinamo, ar trebui să aibă un pic de mândrie, să aibă un pic de demnitate, disciplină, să se motiveze și să nu se mai întâmple lucrul ăsta. Adică cum se pare, Tavi Popescu, Dita mai fotbalistul să plânge? Mamă, dar ce plângea! Sărea cămașa pe el! Nu e Dita mai fotbalistul. Deocamdată nu e Dita mai fotbalistul. Dita mai fotbalistul ai lângă tine, acolo, nu știu, în stânga sau în dreapta, că nu-l văd în ce parte a ta e. A fost un Dita mai fotbalistul. Deocamdată îl periem noi și îl facem Dita mai fotbalist. Trebuie are mult de muncă să ajungă fotbalist mare. Da? Adică da. Nu, în niciun caz nu e Dita mai fotbalistul, Tavi? Păi e un Dita mai fotbalist, un creștere, dar deocamdată e cam 20-30% din ce poate să... Adică mai, cum zic românii, să mai mănânce mămăligă? Multă mămăligă trebuie să mănânce, da. Mm-hmm. Pentru deci, că, ținând cont de perioada pe care a avut-o, la cum a început și execuțiile și golurile pe care le-a dat, eu mă așteptam să ajungă mult mai departe în momentul de față. Eu așa văd o creștere a unui jucător, mai ales dacă este copil și are o atitudine dintre asta de învingător. În momentul când ai execuțiile, Dumnezeu îți dă ceva, da? Tu trebuie să profiți de lucrul ăsta. Dacă nu te ajuți și singur, degeaba... A început extraordinar, dacă acum se plafonează. Și nu mă refer numai la el. Asta ar putea să fie pentru mai mulți jucători care, într-adevăr, au început bine și, uite, că nu da, nu confirmă, da. Da. O ultimă întrebare, Florentin. Rezulta mare pentru noi, victoria lui Kosovo? Ne calificăm? Ne calificăm, fără nicio problemă. Eu am spus-o încă de la început, de când am văzut grupa. Avem posibilitatea să ne calificăm mult mai ușor decât am preconizat. Mă bucur foarte tare că suntem într-o situație ca asta, dar totul depinde de noi acum. Hai să câștigăm și noi meciurile. Sau unul dintre ele. Ei, meciul decisiv cu Israelul l-ai câștigat, da. Nu te mai interesează decât ca și sărbătoare partida cu Elveția, dacă ai câștigat cu Israel. Da. Ținând cont că au trecut printr-o perioadă foarte grea în ultima lună și jumătate, ei sunt nepregătiți. Ar trebui să profităm și noi de că să fim și ajutați odată, că n-am mai fost ajutați de mult de Dumnezeu ca să ne calificăm mai ușor decât ne-am chinuit alte dăți. Bârligea sau Chițu la națională? Sunt doi jucători pe care îi apreciez foarte mult. Sunt doi jucători în formă care dau goluri. Mă bucur foarte tare de ei, dar în momentul de față l-aș prefera pe Chițu. Deci de ce? Pentru că este un jucător decisiv, un jucător care are execuție, un jucător care îți câștigă singur un meci fără nicio problemă, te poți baza pe el, are continuitate în evoluții și a marcat un atacant de rasă, un atacant pe care eu l-aș fi convocat. Da, mulțumim, Florentin, și succes și acolo cu promovarea. Ne auzim. Vorbim, poate o să intri în direct și la o victorie a lui Dinamo, da? Bine, da. Aștept, dar să fie anul ăsta. Da, să fie, nu, să fie în liga asta, nu anul ăsta, în liga asta. O să ai părul alb când o să intri la victoria lui Dinamo. Și așa am albit, uitați-vă cum au făcut. Da, bine, mulțumim. Mulțumesc și are nicio șansă, că promovează el cu un geniu în liga cealaltă și nu mai are Dinamo. Da, asta a spus că va fi greu. Mulțumim, Florentin, mulțumim mult de tot. Da. Vrei să nu te bagi aici să zici că de tine am fost vorba, că a zis sunt stânga sau în dreapta. Eu zic de tine, că în dreapta. Dar eram sigur, am văzut că n-am reacționat. Nu era vorba de mine. La Cupa Președinte, Cobra, ne calificăm cu Naționala? Da. Rezultat mare de tot pentru noi, asta, victoria lui Kosovo. E și rezultat mare. Știi ce face? Anulează egalul cu Belarus al nostru. Asta se întâmplă. Dacă nu se întâmplă. Gândiți-vă că noi dacă băteam Belarus eram calificați.
Nu, mai stăteam până amiază să calificat. Vedem ce se întâmplă în Israel-Elveția. Da. Acum, și acum stăm și acum. Și dacă e un rezultat normal, să zicem, în Israel-Elveția, atunci ce am câștigat noi aseară? Am câștigat și al doilea rezultat contra Israelului. Adică meciul egal și victorie. Astea sunt cele. Dar pentru meci egal și victorie trebuie să le obții. Și din punctul ăsta de vedere, teama mea este că tot ce s-a creat și se creează, și normal, e dorința oamenilor ca echipa națională să califice, să nu fie interpretată că suntem deja calificați. Nu suntem calificați. Și există șansa să nu fim. Și există riscul ăsta? Dar există riscul tot timpul. Dacă nu există riscul în vestiar să le intre jucătorilor. Oria, da. Hai că să zic. Ne-am calificat vreodată cu echipa națională înainte de ultimele două meciuri noi? Eu nu mi-aduc aminte vreodată. Niciodată. Toate ori au fost... Există riscul ăsta? Ba da, ne-am calificat știi când? În 70. Nu. Voi v-ați calificat în 98. Păi da, dar cu un meci înainte. Cu Irlanda. El a zis cu două. A, tu ai zis cu două. Da. Adică există riscul ăsta la jucătorii noștri? Poate ca tot ce se discută în opinia publică, în familie, prieteni, da, sunteți calificați? Sunt calificați. Și nu... Asta... E cel mai mare pericol, cel mai mare dușman al nostru? Da, să te crezi calificat. E cel mai mare pericol să crezi că e meciul care urmează, e câștigat. Ăsta este cel mai mare pericol în fotbal, indiferent cu cine joacă. Nu vezi ce surprize sunt? Andorra, ce poate să facă cu Kosovo, nu? Da. Adică sunt rezultate. Dacă în fotbalul de astăzi nu ești concentrat, nu ești atent la orice fel de detalii, poți să ai surprize mari. Eu sper să nu se întâmple. Are timp Edi până sâmbătă să aducă cu picioare pe pământ și sunt convins la ce capacitate intelectuală are. Edi e atât de deștept încât și pe jucători să-i facă să înțeleagă că până nu joci meciul, până nu se termină meciul, nu ești calificat. Chiar dacă jucătorii se uită și cred că toți s-au uitat. Ar fi ideal să-i bată elvețienii. Să le dea în cap și mai tare, dar și eu cred că vor, tu ce crezi, Andrei, vor păstra echipa bună pentru România? Eu cred că da, eu cred că își vor lua finala cu România duminică. pentru că ei sâmbătă jucăm. Sâmbătă. Ei au șansa din două meciuri cu noi și cu Andorra să redreseze situația asta. Au șansa asta, Israel. Asta zic, vor păstra echipa bună pentru România în monor, ca strategie, nu? Eu așa bănuiesc, ca să-i și odihnească, exact. Să nu-i expună la accidentări, să nu-i expună la cartonașe. Da. Așa vedem cred. Ce o să fie. Bine, ne oprim aici. N-avem mâine emisiune Fanatic Superliga, avem vineri dimineață și bineînțeles o să avem o ediție specială duminică dimineață după o sâmbătă seară, care sperăm să fie una de pus în ramă și să ne ducă la Euro 2024 după nu știu câți ani de lipsă de la marile turnee finale. Deci mâine n-avem Fanatic Superliga, avem vineri dimineață, iar apoi bineînțeles duminică dimineață ediție specială. În câteva minute încep Max Profețiile lui Mitică, eu cu Dumitru Dragomir la show-ul de fiecare luni. Mulțumesc Vivi Răchită, mulțumesc Andrei, mulțumesc Cobra Eliele, mulțumesc băieților care m-au ajutat și celor din redacție și celor din studio și echipei mele de producători, lui Adi, lui Leo, lui Silviu. Mulțumim sponsorilor, Superbet, sponsorul principal, și Aqua Carpatica, sponsorul premium al emisiunii Oameni Buni. Nu uitați, emisiunea o puteți revedea sau o puteți vedea pentru prima oară dacă n-ați avut timp sau ați fost prins cu altele, Fanaticul, mă refer, astăzi la 17:30. Deci înregistrată integral pe canalul de YouTube fanatic.ro și bineînțeles pe pagina mea de Facebook Horia Ivanoviș. Urmează Oameni Buni, Profețiile lui Mitică. Rămâneți în continuare pe site-ul fanatic.ro. Profețiile sunt live și în exclusivitate pe site. Haideți să facem show și cu Mitică Dragomir, iar apoi cu Fanaticul ne revedem vineri dimineață. Să sperăm că o să stăm și mai bine cu Naționala decât stăm acum, adică mai pe românește, că Elveția va reuși să bată Israelul, așa cum pare la prima vedere că ar fi logic. Toate cele bune, începe Mitică Dragomir imediat, show de show, așa cum v-am învățat. Ne revedem cu Fanaticul vineri dimineața la 10:30.